Aș vrea să mulțumesc primăriei pentru, mă rog, amabilitatea cu care a răspuns ideea de a găzdui această dezbatere. Și sigur, împreună cu colegii noștri de la RFI și îl salut și pe Ovidiu Nahoi, un vechi jurnalist pe baricadele, un vechi om activ pe baricadele jurnalismului românesc. În prezent este redactor șef la Radio France International. Iașul e unul din orașele care are și un centru cultural. Sperăm să aibă și în continuare, că știți că au fost probleme cu centrul german. Dar, dincolo de asta, pe acest sistem de conferințe pe care, de întâlniri pe care, de dezbateri pe care RFI le organizează cu parteneri locali, în cadrul unui proiect mai larg, am zis să organizăm această dezbatere la Iași și să ne canalizăm pe chestiunea legată de infrastructură, pentru că un proiect despre care am vorbit foarte mult în ultimul timp este cel legat de proiectul autostrăzii. Acum, lucrul ăsta poate fi privit în două perspective. O perspectivă tehnică, legislativă, care într-o formă sau în alta să ne spună pe unde stăm cu proiectul, că e foarte mult zgomot în cazul, și în cazul acestui proiect și în cazul multor altor proiecte, în care sunt tot felul de argumente, e foarte greu să extragi lucrurile importante și să înțelegi exact care e situația în acest moment. Vom încerca să lămurim acest lucru, dar eu aș vrea, și după aceea să-l rog și pe Ovidiu să continue, eu aș vrea să pun și o altă perspectivă și de aceea, la un moment dat, faptul că am invitat și oameni, să zicem, din zona din sociologie și dintr-o perspectivă sociologică, cred că suntem în situația în care trebuie să privim astfel de proiecte majore și din felul în care se raportează capitala, guvernarea, la ceea ce în București se vorbește de provincii. Asta e o discuție veche și complicată, e o discuție care, după mine, a fost neglijată într-un mod periculos, vreau să spun, pentru că felul în care funcționează o țară, totuși e important, dincolo de modelul adoptat. Noi avem un model din asta franțuzesc, că tot avem RFI aici, foarte centralizat. Din motive istorice s-a ajuns aici. Dar cert este că există frustrări regionale în creștere. În Transilvania, pentru că ei au sentimentul că dau prea mult, că zona e dezvoltată și dă mai mult decât ar trebui către autoritățile centrale. Din perspectiva Moldovei, e ideea că este într-adevăr o zonă defavorizată și o zonă care, și datorită acestei conexiuni, Transilvania are avantajul important a faptului că este pe zona de vest. Și sigur, legăturile naturale pe această zonă sunt mai avantajoase decât cele pe care le avem noi într-o regiune complicată cu Ucraina și cu Moldova. Știți că a fost, la un moment dat, a fost un partid al moldovenilor, au fost încercări de expresii politice și chiar au fost în Transilvania. Deci lucrurile astea ar trebui privite și dintr-o perspectivă mai largă, spuneam, pentru că sentimentul general este că regiunile nu sunt suficient reprezentate de partidele tradiționale. Eu nu discut aici dacă e bine sau rău, vreau să spun că asta e sentimentul. Și atunci există tot felul de încercări de organizare într-o formă sau alta, nu neapărat politice, pot fi structuri asociative și avem astfel de structuri asociative legate de, sigur, de acest proiect și de aceea cred că trebuie să avem în vedere și acest aspect. Bun, mă opresc aici, îl rog pe Ovidiu să vină. Vă spun la rândul meu bună ziua, bine ați venit la această dezbatere organizată de RFI în colaborare cu Ziarul de Iași. E o dezbatere în cadrul unui proiect mai larg la care RFI este parte și care poartă numele de Press Hub. Press Hub este o platformă online care își propune să reunească o serie de articole produse în presa locală pentru cuprinsul țării, de o serie întreagă de publicații locale, articole care se referă la felul în care banii europeni, fondurile europene, lucrează în diverse proiecte din România. Este un proiect finanțat la rândul din fonduri europene și care își propune să mențină viu interesul în România pentru fondurile europene într-o perioadă, și o spun cu multă amărăciune, în care
parcă fondurile europene încep să devină din ce în ce mai puțin relevante. Parcă există încercări sau poate ele vin dintr-o anumită lipsă de cunoaștere și de adecvare, nu știu, dar în orice caz efectul este acesta, de a face Uniunea Europeană mai puțin relevantă în România și România mai puțin relevantă în Uniunea Europeană. La ce va duce asta? Rămâne să vedem. Acest proiect Press Hub își propune să mențină viu interesul pentru fondurile europene, să arate că fondurile europene sunt bune, contribuie la dezvoltarea comunității și să atragă și atenția asupra unor lucruri care nu merg așa cum trebuie în gestionarea fondurilor europene. Aceasta ar fi introducerea, acesta este cadrul în care această dezbatere are loc. Am vrut să venim aici, la Iași, pentru o dezbatere legată de infrastructură, pentru că este un subiect care știm că arde, noi am mai fost prezenți în diverse proiecte aici la Iași și știm că întotdeauna acest subiect a revenit sub diverse forme în discuții, știm că este subiectul care în regiunea aceasta doare cel mai tare și vrem cumva să aducem, dacă mai e nevoie și cred că mai e încă nevoie, să aducem din nou vocea locală în atenția decidenților pentru ca lucrurile să se miște. A fost aprobată o lege acum câteva zile. Unii s-ar putea întreba, bine, și dacă s-a aprobat legea, de ce mai discutăm, că de acum e lege? Nu suntem siguri că această lege va fi aplicată și mai ales va fi aplicată în sensul ei normal, adică de a atrage banii europeni gratis în acest proiect și dacă nu umblând după alți, dați-mi voie să vă spun direct, cai verzi pe pereți, când banii europeni sunt la dispoziția noastră. Vedem că se amână tot felul de proiecte, că spitalele regionale sunt undeva duse până pe la Sfântul Așteaptă și încercăm să vă ajutăm să duceți acest semnal de alarmă acolo unde el trebuie să fie auzit pentru ca lucrurile să se miște. Eu opresc aici, introducerile lungi nu sunt bune niciodată și cred că ar trebui, dragă Andy, să începem cu cei care au făcut ca problema să ajungă într-adevăr pe agenda națională și anume societatea civilă. Iată, societatea civilă care a pus pe agenda o problemă. Da, mulțumesc, Ovidiu. Înainte de a, și într-adevăr asta a fost ideea, de a începe cu societatea civilă și de a avea un fel de radiografie a momentului. Dar înainte de asta, după cum probabil vedeți și din structura agendei, avem aici reprezentanți și salut reprezentantul primăriei, este viceprimarul Radu Botez. Sperăm să apară și domnul primar. Avem pe, de la Consiliul Județean pe domnul Victor Chirilă și sigur avem reprezentanții partidelor, n-am să chiar trec în revistă pe fiecare, dar îi aștept să-și pună punctul de vedere. Noi am încercat să organizăm discuțiile astfel încât să aibă un anumit tip de logică ca prezentare. Și, dar încă o dată salut pe toată lumea și ne bucurăm și vă mulțumim că ați răspuns invitații. Înainte de asta, sigur, îmi fac eu datoria oarecum să fac apel la concizie, pentru ca toată lumea să-și poată exprima punctul de vedere. Exact. Deci cu rugămintea și vă spunem de pe acum că o să mai intervenim, să mai punctăm. Ideea este să punctăm chestiuni concrete și să nu încercăm să repetăm ce au spus și alții. Asta e aproape inevitabil într-o astfel de dezbatere. Eu doar un lucru vreau să spun, știți că aici la dezbatere este o greșeală, nu-i 12, 25, 13, 18, 12, 25, 18. Numai să prind și noi avionul, să da, ajungem acasă în trebuie să avem grijă să se întoarcă și ei, că după aia rămânem pe cap cu ei cu cazare. Uite, îl salut și pe domnul primar, care vine după o călătorie lungă. Aproape interminabil. Așa? Vă salut. Înțeleg că a ajuns spre dimineață în Iași și tocmai de aceea îi mulțumesc pentru efortul de a fi prezent. Așa că o să-i dăm drumul tocmai ca să încercăm să nu terminăm la 18, cum ne amenința domnul Radu Botez. Am să rog pe... sunt două asociații, după cum bine știți. Este Moldova Vrea Autostradă și Împreună pentru A8.
care au luptă pe baricade, ca să spun așa. Și am să rog pe Dorin Dobrincu să facă o trecere în revistă. Dacă ceilalți colegii vreți să punctați ceva ce Dorin a uitat, să zicem, am să vă rog să o faceți. Dar ideea este să facem succint o trecere în revistă a situației din acest moment, ca să știm de la ce plecăm. Dorin, te rog. Mulțumesc pentru invitație mai întâi. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Încerc să sumarizez un punct de vedere împărtășit de cele două asociații eșene moldovenești care s-au străduit în ultimul an și jumătate să pună pe agenda națională una dintre problemele grave ale Moldovei, și anume lipsa infrastructurii. Și ne referim, pentru că suntem la Iași, în mod special la autostrada Ungheni-Iași-Târgu Mureș. Cele două asociații, Împreună pentru Op și Moldova Vrea Autostradă, au personalitate juridică, au zeci de membri și o activitate, să spunem, coordonată de mai bine de un an de zile. Acțiunile însă pro-autostradă în Moldova sunt mult mai vechi. De fapt, ele au început la sfârșitul anilor 2000. Acum e destul de răspândită vorba aceea, o știe toată lumea, că succesul are mulți părinți, insuccesul e întotdeauna orfan. Deocamdată avem un succes, credem, că pentru regiunea noastră, și când spunem Moldova, noi nu ne referim la așa cum ne-au împărțit cei de la București, la cele șase județe din nord și centru, ci ne referim la Moldova întreagă, Moldova din dreapta Prutului, pentru că credem că problemele regiunii noastre, din punct de vedere ale infrastructurii, au nevoie de o susținere puternică dinspre Moldova. Experiența noastră, și de fapt o istorie chiar mai veche, ne arată că întotdeauna la București am fost pe ultimul loc, pentru că nu am avut forță, nu am avut coerență. Ceea ce cred că am reușit în ultimul an este bine cunoscut, de la lanțuri umane pe pietonalul Ștefan cel Mare, aici în fața primăriei și a mitropoliei din Iași, de asemenea dezbateri publice, Dorin, acțiuni, dar știți ce te rog? Acțiuni masive, nu mai puțin vreau să zic, acțiuni masive de conștientizare, inclusiv un marș spre București, în paralel cu noi, și asta ne-a bucurat și până la urmă, de asta vorbim de ceea ce s-a întâmplat acum o săptămână în Parlamentul României. Unul dintre parlamentarii de Iași aici, de față, domnul deputat Movilă, împreună cu alți colegi de-ai domniei sale din diverse partide, care, zeci de oameni, care s-au alăturat, a înaintat acel proiect de lege care s-a votat în Parlamentul României acum o săptămână și o zi. Ideea noastră este că acest proiect de lege, care este binevenit, întărește... E lege, nu-i proiect. Da, întărește demersurile făcute de mulți alți oameni, însă cred că n-ar trebui să ne culcăm pe ureche. O lege nu rezolvă mare lucru în România dacă nu este susținută, dacă nu există presiune publică, dacă parlamentarii de Iași, parlamentarii din Moldova, parlamentarii din România nu se bat în această iarnă când se votează legea bugetului. Adică eu cred că, până la urmă, parlamentarii, indiferent că sunt de la PNL, de la PSD, de la PMP, de la USR, ar trebui să înțeleagă că lucrurile astea sunt importante. Altfel, legea nu va fi decât o literă moartă luată într-un parlament care este dominat, știm prea bine, de grupuri de interese din altă parte, nu din Moldova. Este important ca acest proiect de lege să fie susținut, inclusiv prin atragerea banilor europeni. Una dintre discuțiile majore din România, amintite de altfel de domnul Navoie, e legată de atragerea fondurilor europene. Adică asta trebuie să o repetăm azi și mâine și poimâine, pentru că, până la urmă, e o gură de oxigen pentru o țară care stă încă slab din punct de vedere al capitalului pentru dezvoltare. Ceea ce vreau să mai spun este că noi nu susținem doar autostrada A8. Este foarte important pentru solidaritatea și pentru coeziunea regională să înțelegem că mai există și alte proiecte de infrastructură esențiale pentru Moldova, în particular pentru România în ansamblu. Noi susținem de un an și ceva de zile construirea autostrăzii spre sud, și anume A7, nu însă doar până la Pașcani, cum este acum într-un text de lege, ci să ajungă până la granița cu Ucraina, până la Siret. De asemenea, este important, și asta e datoria noastră, asociațiilor civice, în același timp și datoria
parlamentarilor de Iași și de Moldova în particular, să încercăm să nu intrăm pe jocurile acestea care sunt la rupere în interiorul Moldovei. A existat multă vreme pe anumite proiecte o problemă între noi și Suceava, a existat o problemă și s-a văzut inclusiv săptămâna trecută și în votul din Parlament între Ieșeni și Băcăuani. Cred că trebuie să spunem că împreună putem răzbi, că este foarte important să ținem cont de prioritățile regiunii. A8 din acest punct de vedere este avantajat, dar nu neglijăm nici alte proiecte de infrastructură. Bun, deci în momentul ăsta, ori, și-am să rog pe Ovidiu să-i dau bagheta cumva, că o să facem în forma asta, să trecem, ideea ar fi să înțelegem care sunt formulele de implementare, că așa faptul că avem o lege, că e foarte bine că am ajuns și într-adevăr, cred că fără presiunea asta din zona publică, nu ajungeam foarte departe. Mă rog, asta e o lecție generală, nu numai la noi, în toată lumea, fără chestiunea asta nu mergi mai departe. Da, și se află alături de noi și inițiatorul acestei legi, domnul deputat Petru Movilă. Cred că dumneavoastră ar putea să ne spună care este realmente semnificația acestei legi și cum va ajuta ea concret și mai ales care este spiritul acestei legi, inclusiv dacă vorbim despre finanțare. Domnul deputat. Da, cum spuneam, vreau să spun că a fost practic un grup care a luptat pentru chestia asta. Am trucat pe domnul Petrică Movilă să facă chestiunea asta. Oricum o să discutăm și cu ceilalți care au sprijinit proiectul. Deci, da, mulțumesc, scurt să spui care e situația. Inginerește. Da, mulțumesc, bună ziua. Proiectul de lege a pornit de fapt din disperarea noastră că cel puțin după 2012, când trebuia recepționat acel studiu de fezabilitate, proiectul acesta a fost plimbat de la Ministerul Transportului la marile proiecte, la un moment dat nu se mai ocupa nimeni de acest proiect. În 2014-2015 am început, de fapt în 2015, o corespondență scrisă cu Corina Crețu și Siegfried Mureșan, în speranța în care Comisia Europeană poate obliga România să facă acest proiect de autostradă inclus în rețeaua TNT centrală pe culoarul Odessa-Chișinău-Iași-Târgu Mureș. În 2016 sau 2017 am depus acest proiect de lege, tocmai că parlamentarii erau principali vinovați sau responsabili pentru faptul că nu se întâmplă nimic. Și trebuie să vă spun acest lucru foarte conștient. Am avut discuții cu colegul meu, Marius Bode, care la început avea altă filozofie despre finanțare și care imediat am căzut pe aceeași direcție și responsabilitate, colegii de la PSD, de la Iași, toți colegii de la UDMR și vreau să le mulțumesc că au fost cât se poate de aproape, pentru că autostrada aceasta nu se referă doar la Moldova, fie cea de peste Prut sau cea din interiorul granițelor României, se referă și la Transilvania de Est, la Harghita, la Covasna, județe care sunt sărace și izolate din acest punct de vedere. Cu eforturi, negocieri, convingere, discuții foarte mari în Parlament, pot să vă spun că au înțeles toți acest lucru și mai ales, și aici eu mulțumesc societății civile, sigur n-aș vrea să vorbim care au fost primii, că o să ajungem la disputele între români și unguri, care au fost primii în Ardeal, știți bine și nu e cazuri, dar societatea civilă a avut un rol fundamental în a determina direcția de vot a unor colegi parlamentari și a determina implicarea, până la urmă, decizie politică pe această autostradă. Am avut discuții și cu colegii, sigur, colegii de față, aici am vorbit tot timpul, n-am avut niciun problemă, și cu Varujan Vosganian, am discutat și în ziua dinaintea votului cu președintele PSD, Liviu Dragnea, și cu Daniel Suciu, liderul grupului parlamentar, care mi-au garantat, ați văzut de fapt și postările mele, mi-au garantat că toate partidele vor vota acest proiect de lege care a devenit lege. Așteptăm promulgarea președintelui până la 1 decembrie. Trebuie să avem simbolic această lege, trebuie să fie semnalul clar că putem fi împreună ca semnificație 100 de ani de stat modern român și mai ales pentru noi ieșenii și moldovenii devine singurul reper
normativ, singura lege din statul român care se referă la acest proiect de infrastructură și pe care, la fel cum a spus antevorbitorul meu, trebuie să facem presiune. Nu am inițiat un proiect de lege ca să am la număr, dar avem la ce ne raporta ieșenii moldovenii să mergem tot timpul la instituțiile care trebuie să pună în practică Guvernul României, Ministerul Transporturilor și CNR-ul, văd că sunt... Puteți folosi legea ca să presați pentru componentă bugetară sau cum anume? Deci, adică, orice instrumentul ăsta care e legea, cum poate fi folosit? Orice lege care este votată în Parlamentul României, promulgată în 3 zile de la publicarea Monitorului Oficial, este obligatorie. Și aici vreau să spun că este argumentul principal pentru noi, este o lege pe care Guvernul României este obligat să o pună la, să o pună în practică. Prin această lege noi le-am creat și posibilitatea să opteze. Sigur, noi optăm pentru fonduri europene, credite și împrumut de stat și bugetul de stat. Parteneriatul privat, eu personal nu-l văd în niciun fel o soluție, pentru că nu avem nicio construcție cât de mică prin parteneriat public-privat. Aștept promulgarea. În același timp să vă informez că săptămâna aceasta am început o corespondență cu doamna comisar Corina Crețu, pe care am rugat încă o dată, având o lege în România, dumneavoastră în limita legală, să facă presiunea corectă ca Ministerul Transporturilor să transmită deja cerere de finanțare pe fonduri europene, pentru că e un proces mai larg. Și de asemenea am avut întâlnire în această săptămână cu domnul ministru Teodorovici, domnul Șova nu l-am găsit, dar am lăsat și lui un document, care ne-a spus foarte clar că în orice moment, pe prevederi legale privind clauze consensuale, Ministerul Transporturilor poate scoate la licitație achiziția de servicii pentru studii de fezabilitate și proiectare pentru acest proiect de infrastructură. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule deputat, și salut prezența în mijlocul nostru a purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu. Îi mulțumesc că a venit de la București. L-am anunțat despre această dezbatere cu câteva zile înainte. A reușit să ajungă și îi mulțumesc încă o dată pentru asta. El e ziarist la bază, așa că sunt convins că va pune lucrurile foarte clar și la obiect, spunându-ne, tehnic vorbind, de data aceasta, ce se poate și ce nu se poate. De altfel este însoțit și de un expert care probabil va interveni atunci când va fi cazul. Alin Șerbănescu, ce se poate și ce nu se poate din punctul de vedere al companiei care tehnic trebuie să aplice această lege până la urmă? Mulțumesc, Ovidiu, mulțumesc pentru invitație. Am înțeles apelul tău de a fi succint. Da, da, să și spuneți ce. Când ai invocat faptul că sunt ziarist la bază. Așa. Deci, istoria o știm. Toți știm, practic, parcursul tumultos al acestei autostrăzi. Ce pot să vă spun? Că din cei 311 km cât avea inițial această autostradă Târgu Mureș și Ditrău, Târgu Neamț, Iași, Ungheni, în administrarea CNAIR au rămas în acest moment 211 km, ceilalți 100 de km sunt acum în pachetul de parteneriate public-private lansate de Guvernul României și care proiect care este gestionat de Comisia de Statistică și Prognoză. În ceea ce privește partea sectorului rămas la noi, care înseamnă de fapt două treimi din autostradă, avem un calendar, zicem noi, foarte strâns în ceea ce privește lansarea studiilor de fezabilitate. În anul acesta vom finaliza deja unul din sectoare, documentația pentru unul din sectoare, astfel încât să poată fi lansat în primul trimestru al anului viitor deja în licitație contractul pentru studiul de fezabilitate, iar anul viitor, în primul trimestru, vom finaliza documentația pentru cel de-al doilea sector, astfel încât în al doilea trimestru al anului 2019 să poată fi lansat și acest sector în licitație. Sperăm ca anul viitor și încerc să fac apel la cei care au tendința să conteste permanent, poate de data asta se abțin să conteste și proiecte de genul ăsta care sunt de interes național până la urmă. Sperăm că anul viitor, în cea de-a doua parte a anului viitor, dar nu la sfârșitul anului viitor, să avem deja semnate contractele. Din momentul acela va începe studiul de fezabilitate. Dacă lucrurile vor merge cursiv așa cum sperăm noi, putem să intrăm undeva în anul 2021 putem să intrăm în faza de execuție, iar în anul 2025 putem să avem deja autostrada finalizată. Vorbesc de sectorul care intră la noi în gestiune.
În ceea ce privește celălalt sector, aici știu foarte bine, este decizia guvernului de a fi construit prin PPP. Trebuie să vedem și legea ce va spune și cum va fi ea aplicată și în funcție de asta se va decide la alt nivel peste noi. Bună ziua, numele meu este Ionel Apostol, președintele Asociației Împreună pentru A8. Legat de ceea ce spunea domnul purtător de cuvânt, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că noi cei din Moldova, și aș vrea să o spun tare și clar, nu acceptăm sub nicio formă ca sectorul Ungheneaș-Târgu Neamț să fie făcut prin parteneriat public-privat, chiar dacă guvernul României se pare că trece peste voința oamenilor din această zonă. Și mai mult de atât, s-a făcut o lege, o lege care reprezintă A8. A8 înseamnă Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Ditrău, Târgu Mureș. Deci faptul că deja lucrurile nu sunt rezolvate la nivel guvernamental mă face să cred că nu se va ține cont nici de această lege. Vreau să vă spun, printre altele, că mă bucur foarte mult că toți deputații din România au votat această lege. Este foarte clar că la sfârșitul acestui an se va discuta despre bugetul pentru 2019. Atunci se va confirma și votul din Parlament pe care l-au dat deputații României. Dacă atunci nu vom susține și nu vor fi atribuiți bani pentru această autostradă, se pare că nici legea, nici mișcările noastre de stradă sau de, știu eu, altă natură, nu au avut nicio importanță. De aceea consider că trebuie să facem presiune maximă și să determinăm guvernul și CNAIR-ul să treacă sectorul de la Ungheni la Târgu Neamț în același context ca și celelalte două sectoare. Cred că nu poate CNAIR-ul, dar vreau, am înțeles că domnul Movilă. Păi, tocmai asta vreau să... Microfonul. Și Ministerul Transporturilor, ca urmare a acestei legi, se va repoziționa. CNR-ul face ceea ce decide Ministerul Transporturilor prin ministru și cei care conduc ministerul. De aceea eu fac un apel până la prima probă contrarie să avem dialog instituțional, asociațiile, parlamentarii, pentru că soluția corectă este ca tot proiectul să intre într-o singură formă de finanțare, condus de o singură instituție. Avem experiența nefericită în care autostrada sau acest proiect a fost motiv de negociere politică, dispută și așa mai departe. Nu vreau să fim din nou minge de ping-pong între instituțiile statului. Trebuie să fie la Ministerul Transporturilor în integralitatea lui, gestionat de o singură companie, formele de finanțare legale pe care le va stabili Guvernul României, pentru că nu este doar decizia Ministerului Transportului. Vă mulțumesc. Și care este trecută și în Masterplanul General de Transport. Da, de altfel, ideea asta de a o pasa la Comisia de Prognoze e o ciudățenie. Ca să aș dori să intervin și eu, domnule Lăzescu, dacă se poate. Aici. Da? Pentru a epuiza acest aspect... Trecem peste agenda, dar într-un fel e mai bine, așa că facem discuția mai vie, că până la urmă... Da, tocmai din această perspectivă, pentru a închide acest capitol a aplicării legii, pe de o parte, sigur, sunt mâhnit că se pune problema că o lege să nu fie aplicată. Eu cred că această lege trebuie aplicată. În schimb, legea este foarte clară. Prima dată, spunea și domnul Movilă, Ministerul Transportului este autoritatea responsabilă pentru toate cele trei sectoare din această autostradă. Nu știu, fantezia aceea cu Comisia de Prognoză probabil va dispărea pentru că intră în coliziune cu legea. Doi, legea mai spune foarte clar că în fiecare an Ministerul Transporturilor va prevedea credite bugetare pentru acest obiectiv de investiții, evident, în corelare cu acțiunile care trebuie să fie derulate în acel an. Așadar, nu cred că această lege mai poate fi interpretată într-un fel. La bugetarea din acest an, Ministerul Transporturilor trebuie să țină cont de această lege. Dacă ea va fi promulgată, sperăm să se întâmple cât mai repede. Mulțumesc. Ok, mersi. A fost domnul Marius Bodea de la Partidul Național Liberal. Deci,
trebuie să respectăm niște lucruri pentru că se transmite în direct pe RFI și atunci trebuie să avem grijă și intervențiile cumva să le gestionăm cumva și să știm cine vorbește, pentru că altfel, într-adevăr, e mai ciudat așa. Eu vă propun totuși să încercăm, domnul Șerbănescu, dacă mai aveți lucruri de spus. Dar vreau să fac o precizare. Pentru proiectele care intră în acest moment în gestiunea noastră, opțiunea noastră este clară ca finanțare. Fonduri europene și pentru faza de studii de fezabilitate și pentru faza de proiectare și de execuție. Bun, dar pe partea de... O precizare importantă, de altfel. Mulțumesc. Da, și dar de ce durează așa mult studiile de fezabilitate? Că tot avem la studii de fezabilitate, România e plină de două lucruri, bun, de studii de fezabilitate și strategii. Cu asta suntem foarte tari. Pentru că, și aici n-aș vrea să devină subiect de glumă, România chiar are un relief complex. Nu vorbim de o țară plană. Dar să știți că și Slovenia are și am văzut că au autostrăzi. Da. Hai ca să nu spun în Ungaria, că acolo e mai șes. În România, da. În România, și avem în experiența actuală, ca să zic așa, recentă, avem situații care blochează proiecte. Sunt animale rare care apar pe traseu, sunt soluri care la un moment dat îngreunează construcția, adică studiile astea de fezabilitate încearcă să elimine cât mai mult din riscurile traseului ales. Tocmai de aia sunt atât de importante, să știm exact pe unde vom construi, astfel încât în perioada de proiectare și de execuție să avem cât mai puține probleme și să nu întârziem proiectele. Bun, o scurtă intervenție, doamna Camelia Gavrilă. Mulțumesc și sigur că e foarte bine, sunt atât de multe perspective din care putem vorbi. Poate fi perspectiva economică, perspectiva de conexiune, de turism, de dezvoltare a zonei, perspectiva culturală și simbolică și perspectiva politică. Din partea tehnică, sigur, sunt specialiști care vor spune mai multe lucruri. Eu cred că din perspectivă politică, în momentul în care legea va fi întru totul acceptată și publicată în Monitor Oficial, asemenea interpretări sau emoții că va fi sau nu va fi aplicată, rămân sub semnul întrebării și poate rămân sub obligația noastră a parlamentarilor, poate mai mult cei din cercul puterii, de a face presiunea necesară pentru ca la buget să se găsească formula de finanțare. Aș vrea să spun că ceea ce spuneți dumneavoastră la momentul acesta ca purtător de cuvânt, vă referiți la situația de fapt înainte ca legea să devină operațională. Pentru că vorbiți de cele două sectoare, vorbiți de responsabilitățile pe care le aveți, dar dacă ne raportăm la conținutul legii, evident că filozofia va fi schimbată și va trebui să asumați întru totul. Deci nu aș vrea să ne exprimăm scepticismul că va fi sau nu va fi aplicat întru totul și va fi finanțată, ci să așteptăm promulgarea legii și efectele. Mai vreau să spun că în povestea și odiseea care s-a relatat, s-au uitat cei 10 ani de studii de fezabilitate, s-au uitat de cheltuielile respective și mă gândesc că poate măcar în parte ele pot fi valorificate. Eu nu știu cum funcționează o nouă etapă și dacă trebuie să luăm de la capăt toate lucrurile. Cred că s-a schimbat solul României. Pentru că mie mi se pare incredibil să mai așteptăm încă un an jumătate ca să facem un studiu de fezabilitate. Sunt niște reguli, sunt niște contractări, dar cred că mai putem arde etapele dacă valorificăm ceea ce s-a evaluat deja până acum. Da, mulțumesc pentru intervenții. Haideți să trecem și cu dumneavoastră, domnul senator. Mulțumesc. Bună ziua, în primul rând, tuturor. Vreau să precizez tehnic. Ministerul Transportului este cel care gestionează întreg proiectul și am să vă spun și de ce. Sigur, domnul Șerbănescu are diplomația unui purtător de cuvânt, dar chiar și în cazul în care Comisia Națională de Strategie și Prognoză face studiu de fundamentare și atenție, face un studiu de fundamentare, nu scoate la licitație, nu construiește autostrada, instituția publică care gestionează proiectul este Ministerul Transporturilor. Puteți să citiți orice documentație la Comisia de Prognoză ca să vedeți că nu își asumă rolul de instituție publică de gestionare a acestui proiect. Ca să fie foarte clar că, indiferent că este această lege sau nu este această lege, Ministerul Transporturilor este responsabil. Domnul senator, încă un lucru, eu sunt un susținător, nu v-am întrerupt, sunt un susținător al fondurilor europene. Fac o precizare, chiar și în cazul unui parteneriat public-privat pe care, atenție, subliniez fiindcă nu vreau să fiu interpretat greșit, nu îl susțin, parteneriatul public-privat, totuși se poate face parteneriat public-privat cu fonduri europene, în sensul că instituția publică, instituția de stat care gestionează proiectul din partea statului, bineînțeles, vine cu fondurile europene. Asta ca să facem o clarificare, ca să știm din punct de vedere tehnic cum stăm.
Asta am văzut. O să intervin și pe parcurs. Da, asta am văzut, chestiunea legată de faptul că se pot utiliza fonduri europene. Scepticismul general e legat de faptul că nu avem nici măcar un singur proiect până acum care să fi fost implementat pe această formulă. Ea funcționează prin alte țări, dar la noi nu avem. Și atunci sigur că lumea e destul de sceptică, plus că ar exista în cazul unui parteneriat public-privat, deci acest mix ar pune o problemă, că mai e un tronson de drum care bănuiesc că ar trebui plătit dacă e un parteneriat public-privat, după care ar trebui să intrăm pe unul gratuit. Adică avem și chestiuni care țin de... Un parteneriat public-privat înseamnă că cel care vine trebuie într-un fel sau în altul să scoată banii. Da, deci, atenție, eu am făcut doar o referire tehnică. Nu, am spus. Trebuie să mergem sub această variantă. Dacă îmi permiteți, haideți să completez un pic ceea ce a spus domnul senator. Fără să-l contrazic. Noi am avut o discuție cu ministrul transporturilor acum vreo lună și ceva în urmă. Din păcate, domnia sa ne-a spus altceva legat de sectorul Ungheneaș-Târgu Mureș. Ne-a spus odată să ne luăm la revedere de la sectorul Iași-Ungheni, pentru că nu va fi prins, este o decizie politică, iar Iași-Târgu Neamț va fi prin PPP și nu mai este sub influența Ministerului Transportului. Mi-a spus foarte clar. Acum, dacă domnul senator spune că nu este așa... Bun. Haideți, sigur, să încercăm să lămurim. Acum, eu zic să, ca totuși să păstrăm o coerență a discuției și să nu ieșim cu totul din agendă. Și am să trec la modul următor. O să revenim dacă mai sunt lucruri de făcut în ulterior. Dar să încercăm totuși să păstrăm o zonă de coerență. Am să rog pe domnul primar și după aceea pe domnul Victor Chirilă important să puncteze niște lucruri. Sigur că nici primăria, nici Consiliul Județean nu pot rezolva această situație. Ține, să zicem, de o abordare națională. Dar cred că e important de văzut ce totuși se poate face și care ar fi impactul dacă se întâmplă proiectul și dacă nu se întâmplă până la urmă. Mulțumesc foarte mult. Domnul primar. În primul rând vreau să mulțumesc postului de Radio France Internațional pentru faptul că a ales să facă această dezbatere și sigur e un subiect care atrage atenția la întreaga media națională și chiar internațională. Sigur, scepticismul mă apasă și pe mine ca tot ceea ce se întâmplă astăzi în România. Orice lege este modificată printr-o ordonanță de urgență, știe toată lumea acest lucru. Și au mai fost multe ordonanțe de urgență la care Parlamentul a stat indiferent. Și nu spun neapărat ca o modalitate critică, dar n-am văzut nicio reacție a parlamentarilor ieșeni din partea puterii atunci când Iașu a pierdut 12 milioane de euro printr-o reformă fiscală eronată, care, sigur, afectează inclusiv sistemul de educație și sănătate din municipiul nostru. Asta ca să arătăm, de fapt, care este nivelul de credibilitate în care se află în momentul de față o abordare chiar și din punct de vedere a Parlamentului României pentru proiecte de țară, cum este și autostrada Ungheni-Iași-Târgu Neamț-Târgu Mureș. Sigur, aș face o trimitere la domnul senator Toma, care acum 2 ani de zile n-ar fi îndrăznit să oprească societatea civilă în lipsa calității de senator. Să știți că noi aici, în teritoriu, acolo, departe de lipsa de oxigen din București, datorită poluării, reușim totuși să rămânem atașați de comunitatea care ne reprezintă. Iar comunitatea care ne reprezintă sunt cei care ne ascultă în momentul de față, sunt cei care și-au pus speranțele în noi, indiferent de calitatea pe care o ocupăm în momentul de față. Din punctul meu de vedere, modul de abordare pe care l-a avut domnul deputat Movil a fost unul curajos și de bun augur. Desigur, cu riscurile de rigoare ca el să rămână fără rezolvare, pentru că, așa cum spuneam, nu evită nimeni și nu poate evita nimeni riscul apariției unor ordonanțe de urgență care să transforme acest proiect într-o perspectivă milenară, care să depășească și istoria actuală a României. Perspectiva este și ușor ipocrită, pentru că dacă începem să calculăm în luni și ani, ne aflăm în al doilea an de guvernare, 1,5 ani până la finalizarea și demararea procedurilor de licitație pentru execuție înseamnă sfârșitul guvernării, care are o explicație pe care ar trebui totuși să o spunem din perspectiva celor care și înțeleg fenomenul. Înseamnă lipsa de angajament financiar pentru măcar un metru de autostradă, nu un kilometru, nu un tronson, indiferent dacă îl gândim în
parteneria public-privat, în fonduri europene, în fonduri extraterestre, abordarea este aceeași. Guvernul nu încearcă să angajeze bugetul național pentru construcția nici unui metru de autostradă, pentru că nu poți să începi perspectiva elaborării unui studiu de fezabilitate uitând de fapt că ai un studiu de fezabilitate care se poate transforma într-un proiect tehnic cu execuție, așa cum lucrează toată lumea, nu numai Europa, toată lumea. Nu are nicio explicație logică, nici măcar logică, ca să nu mai spun economică, să bagi un tronson în parteneriat public-privat pe cea mai săracă zonă. Adică să intre într-o formă de recuperare privată a valorii investite într-un parteneriat ca să poți economisi sume pentru tronsonul final. Când de fapt logica ar fi invers, să-i acumulezi pe toți în prima parte a tronsonului și să-i împingi în parteneriat public-privat pe ultima parte a tronsonului, așa cum lucrează și Austria, așa cum lucrează și Germania, așa cum lucrează și Italia, adică sunt rețete care n-au fost inventate de noi și care pot fi, sigur, aplicate și la noi. Toată această perspectivă pleacă dintr-o singură gândire, pe care o are un mare strateg al acestui stat în momentul de față, se numește Darius Vâlcov. Pentru că am auzit această perspectivă acum aproximativ un an de zile la discuții la Guvernul României. Este o abordare greșită. E o formă de relaxare a acestei legi și de aceea apreciez. Nu legea este cea care ne încurca în România, nici până la apariția ei. Exista angajamentul cert al României privind construcția rețelei de autostrăzi prin bugetarea acesteia de la momentul semnării tuturor strategiilor de mobilitate ale Europei. Nu exista lipsa acestui cadru de legalitate. Dar a lipsit de întotdeauna perspectiva angajării acestui buget și am mai spus-o și o voi mai spune de 1000 de ori. Între angajarea unui buget anual de minim 1 miliard de euro pe an, care reprezenta cota de cofinanțare pentru cel 1 miliard de euro care venea din fonduri europene, se preferă angajarea celui 1 miliard pus de statul român pentru proiecte din PNDL-uri. Pentru că una este să te duci să dai la o comunitate de 2-3 mii de locuitori din cele aproximativ 3 mii de localități 2 milioane de euro și să angajezi aproximativ 6 miliarde de lei și alta să-i consumi într-un proiect de autostradă care vizează perspectiva pentru următorii 50 de ani, dar care nu au niciun rezultat electoral. Asta este, de fapt, rețeta în care ne aflăm în momentul de față. De asta nu sunt sceptic. Sunt aproape negativist să cred că lucrurile prin contur în perioada următoare. Iar imaginea pe care a lăsat-o cu introducerea tronsonului Ungheni-Târgu Neamț în variantă de parteneriat public-privat este și, să spunem, răspunsul la această perspectivă pe care am abordat-o eu acum. Există consensul politic, dar din punctul meu de vedere este mai puțin consensul guvernării, pentru că acolo lucrurile se judecă în altă modalitate. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă nu se întâmplă. Ce se întâmplă dacă în perspectiva bugetului care urmează va fi bugetat cu 1 euro, cu credite de angajament de 100 de miliarde de euro pe următorii 50 de ani. Nu se întâmplă absolut nimic, adică nu angajează bugetul național sub nicio formă, este doar încă o formă de a duce lucrurile spre sfârșitul lor, deja evident. N-am rămas decât pozitiv la faptul că a reușit să existe consens politic după o luptă aproape a surzilor, pentru că glasul străzii, care ușor, ușor, într-adevăr, deveneau puțin politizat și a mai avertizat lucrul ăsta, e bine să-l ținem echidistant din toate punctele de vedere politice, a fost auzit și clasa politică a înțeles că trebuie să țină cont și de această voce, dar munca grea de-abia de acum începe, din punctul meu de vedere. A fost o mică victorie, dar bătălia finală încă nu, nici n-a început măcar. Mulțumesc, domnule primar. Aș ruga acum pe domnul Victor Chirilă, vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, să ne spună punctul dumnealui de vedere. Ce se poate face și ce se întâmplă dacă nu se întâmplă, iată. Mulțumesc. Acum 10 ani, în situația aceasta, eram cu aeroportul Iași, unde noi avem o experiență în sensul că acum, față de atunci, acum 10 ani, în care zbora un avion de o dată sau de câteva ori pe săptămână, întâlnindu-se pe pistă cu mistreții și toată lumea zâmbea că Moldova
Numai în Moldova mai sunt mistreți pe pista de aeroport. Acum s-a ajuns în 10 ani la peste 1 milion de locuitori, care, 1 milion de pasageri care tranzitează aeroportul Iași, aeroportul fiind, cred că, prima și deocamdată singura poartă către Occident sau către întreaga lume. Ce vreau să vă spun, și atunci, ca și acum, cel care mă privește acum pe mine din tablou, ultimul tablou, domnul Simirat, spunea: ce vă trebuie un aeroport? Unde vă duceți voi? Ce să căutați voi în Europa? Vă stă bine și la Iași, vă stă bine și aici? Nu vă trebuie aeroport. Dar încet, încet, cu discuții la fiecare ședință de Consiliu Județean, în mandatul 2008-2012, practic s-a ajuns la concluzia și toți am înțeles că, într-adevăr, aeroportul este necesar. Ceea ce se întâmplă și acum cu autostrada. Iar în mandatul 2012-2016, tot Consiliul Județean, în unanimitate, permanent, întotdeauna și în toate ședințele extraordinare care s-au pus problema aeroportului, au votat toți la fel. Toți au votat pentru construirea acestui obiectiv important pentru noi toți și care s-a și realizat. Bineînțeles, cu un manager de excepție care este în sală, nu vreau să-l amintesc pentru că voi fi criticat politic. Practic, aeroportul s-a realizat. De aceea cred eu că și acum, ca și atunci, forțele politice ar trebui să-și dea mâna. Mă uit în sală că partidele de o parte, opoziția de o parte, noi suntem la altele la mijloc. Deci toți trebuie să ne dăm mâna, consilierii locali, consilierii județeni, deputații din Parlamentul României, și să presăm guvernul, și mai fac o paranteză aici, noi ne-am adunat ieșenii, dar unde sunt vasluienii, unde sunt botoșănenii, unde sunt sucevenii, pentru că autostrada a celei mai sărace regiuni, printre cele mai sărace regiuni în Europa, cred că și ei au nevoie, ca și noi. Practic, zic eu că ar mai trebui o dezbatere pe această temă în care și celelalte județe să fie chemat la aceeași masă și în care toți parlamentarii din toate regiunile nord-est să preseze guvernul în așa fel încât să aloce fonduri necesare. Și nu așa cum spunea domnul primar, pot să aloce legea, pot să aloce 1 leu sau 1 miliard. Să aloce fonduri necesare, adevărate, care sunt necesare pentru realizarea acestei autostrăzi. Noi suntem cu toții de acord. Consiliul Județean are mai puțin rol în această problemă, dar politic sunt sigur că vom susține această idee pentru că ne interesează pe toți. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnule vicepreședinte. Voi căuta să mențin cât de cât desfășurătorul pe care ni l-am fixat, pentru că oricum avem apoi un spațiu destul de larg, zic eu, pentru dezbateri și toată lumea va putea interveni. Am văzut câteva mâini ridicate din sală, promit că nu vom uita pe nimeni. Așa că îl voi ruga pe domnul Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie, să ne spună cât mai poate aștepta mediul de afaceri în această situație. Chiar vorbeam cu dumnealui înainte de a începe această dezbatere, ne aduceam aminte că acum 2 ani, cred că atunci ne-am și cunoscut, la o dezbatere pe teme de dezvoltare regională organizată de ADR Nord-Est aici la Iași, și domnul Butnariu vorbea cu multă însuflețire despre necesitatea autostrăzii. Constatam acum dimineață că suntem cam în același punct, doar că între timp am mai vorbit, am mai băut niște cafele pe la conferințe. Cât mai puteți aștepta? Domnul Nahoi, sigur că răbdarea noastră este mare. Așteptăm de 20 de ani, dacă o luăm așa, în 97, după memoria mea, a plecat de la Iptana primul document către conducerea județului privind această autostradă. Din fericire pentru mine, și o spun în sens pozitiv, astăzi internaționalizăm subiectul. Deci dacă acum 20 de ani era un subiect local, acum vreo 10 ani devenise regional, iată, acum un an era național, de acum datorită inițiativelor parlamentare, acum datorită inițiativei RFI, internaționalizăm subiectul. Și ceea ce mă bucură pe mine astăzi, vreau încep cu partea plină a paharului, este că noi ăștia care poate am obosit de atât a vorbi despre autostradă, despre aeroport și despre infrastructură în general, intrând aici și infrastructura din educație și infrastructura din sănătate, spuneam că poate unii dintre noi am obosit și predăm ștafeta acestor tineri din aceste două asociații, care cred eu că meritul lor este că au creat acest subiect. Fără ei, probabil, domnul Nahoi, ne mai întâlneam la cafele și discutam în continuare la un nivel mai silențios așa despre acest subiect. Mie îmi face plăcere, uitați-mă să vin la Iași, da. Știu, totuși, am și spus de altfel, poate vin și pe autostradă. Vă adoptăm ca și un ieșean. Pe de altă parte, mă bucur astăzi prezența reprezentanților tehnici ai companiei naționale, domnul Șerbănescu și domnul Anghelescu, pentru că e cazul ca și această companie să realizeze de
din perspectiva noastră, necesitatea acestei autostrăzi. Faptul că nu mai putem rezista din punct de vedere al creșterii economice, al menținerii unui ritm de creștere care să ne permită să nu mai fim ultima regiune din Europa. Sigur că ne vor contrazice unii, nu mai suntem ultima, suntem undeva 4-5 de la final, dar pentru noi tot acolo este locul. Că mai au regiune din Franța, peste mări și țări, că or fi încă două regiuni din Bulgaria, nu ne afectează sau nu ne doare așa de tare. Dar fără suportul tehnic al companiei și al ministerului, într-adevăr, eu nu știu în ce măsură această lege va putea fi aplicată. Vă reamintesc că mai avem și legea masterplanului, deci această autostradă era prinsă în legea masterplanului României, ca prioritizare pe poziția a doua, deci nu pe o poziție oarecare. Și aici vorbesc de domnul profesor, care a spus sigur că noi suntem solidari cu toate autostrăzile care vor să construiască, dar problema este de prioritizare, iar conform analizelor tehnice, a doua cea mai importantă realizare în domeniul infrastructurii rutiere în România este această autostradă. Nu de la Iași, nu de la Târgu Neamț, e vorba de autostrada Ungheni-Ungheni, pentru că la Târgu Mureș se înțeapă tot într-un sens giratoriu care se cheamă Ungheni. Deci, din această perspectivă trebuie să înțelegem faptul că aplicarea unei legi sau votarea unei legi trebuie susținută financiar. Sunt de acord și cu domnul senator, pentru că, într-adevăr, chiar dacă reprezint mediul privat, sunt foarte sceptic în ceea ce privește susținerea unui parteneriat public-privat în domeniul unei autostrăzi în România. Ar fi primul exemplu, ar fi primul proiect și am vagi îndoieli atâta timp cât suntem la a treia sau a patra încercare de a promova parteneriatul public-privat pe cea mai aglomerată șosea din România, pe DN1. Deci noi acolo nu am fost, suntem la a treia sau a patra încercare de când convingem firme evreiești, firme franțuzești, firme nemțești sau americane să vină să facă în parteneriat public-privat acea autostradă și nu este bancabilă, nu este finanțabilă. Mă îndoiesc atunci că Iași-Ungheni sau Iași-Târgu Neamț este finanțabilă pe partea aceasta privată. Și acum ce ne revoltă pe noi, ce ne revoltă în mod deosebit mediul privat, nu doar din Iași, ci din toată regiunea, este, sau sunt două sau trei lucruri. Primul este vorba de această lipsă de apetență, de accesare, de indiferență, de indolență în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Atâta timp cât această autostradă este un coridor principal european, faptul că noi nu accesăm fondurile europene este similar, din punctul meu de vedere, cu o firmă privată care are bani în bancă disponibili, fără dobândă și care dă faliment. Nu e posibil așa ceva. Nu putem înțelege pe cei care ne conduc sau cei care sunt puși în aceste funcții cum pot să raționeze, cum pot să stea liniștiți, cum pot dormi liniștiți când sacrifică viitorul a 3 milioane de cetățeni români neaccesând fonduri europene pentru această autostradă. Și aici, asigur că răspunderea este și a noastră, a celor care poate n-am făcut suficientă presiune, dar și a tuturor celor care ne-am întâlnit de atâtea ori și încercăm să explicăm autorităților necesitatea acestei autostrăzi. Și mai mult decât atât, indolența duce mai departe, pentru că suntem a șasta țară din Uniunea Europeană, începând din martie după ce iese Marea Britanie, care nu avem o autostradă la cap la coadă. Cum pot să stea unii oameni de răspundere în funcții liniștiți atâta timp cât cea mai importantă autostradă din România, Pitești-Sibiu, este în același stadiu de tot 20 de ani? Cum putem noi să tragem la răspundere pe cei care răspund de această situație? Nu rămâne decât presiunea pe care fac ONG-urile, presiunea care pot să pun parlamentarii noștri și să încerce să ne înțeleagă că fără această autostradă nu ne putem duce bunurile. Vă reamintesc că diversiunea Bacău-Brașov este pur și simplu inadmisibilă. Este greu de înțeles cum cel mai mare producător, al doilea producător de confecții din România este în Botoșani. Deci a doua firmă ca cifră de afaceri în domeniul textil, confecție, este în Botoșani. Cum să-și ducă acea firmă produsele prin Bacău-Brașov să ajungă în vest? E cineva care concepe această cheltuială? Nu vă gândiți la simplu cetățean butnariu care merge cu mașina o dată sau doar pe an până la Viena. Gândiți-vă la cei care fac aceste curse de 7-8 ori pe zi cu camioane care consumă enorm de multă motorină. Nu mai punem aici și poluarea care rezultă din toată această poveste. Deci, haideți să încercăm să fim cu toții de acord că prioritatea este acest ax median al autostrăzilor din estul spre vestul României, care înseamnă nu Iași, că nu suntem noi aici buricul pământului, ci înseamnă polul de dezvoltare al Uniunii Europene, Iașul. Cel care, fără autostradă, o bună perioadă și fără aeroport, a devenit al șaptelea județ ca producție în România, ca PIB. Da? Nu ca PIB pe cap de locuitor, că e simplu să fii acum cap de locuitor, că ai o medie foarte bună, dar ca și județ suntem al șaptelea. Avem dreptul,
Iar guvernul are obligația de a ne susține în construcția acestei autostrăzi. Sigur că nu fac iluzii. Nu fac iluzii că 2020 sau 2030 sunt niște termene fezabile. Dar de undeva trebuie pornit. Ori dacă tot discutăm, nu o să putem să vedem nici măcar un studiu de fezabilitate. Contăm pe ceea ce a spus domnul director al CNR-ului că anul viitor vor fi bani bugetați pentru studii de fezabilitate. Sunt și eu de acord că studiile care au fost făcute nu sunt întocmite profesionist. Și se vede acest lucru. Da? Suntem la fel singura țară care noi nu știm câți kilometri de autostradă avem. Da? Azi avem 720, mâine poate avem 710, dacă se mai mișcă un deal care a fost, sau pe unde traseu autostrăzii a trecut în mod eronat. Nu vreau să vorbesc mai mult, vă mulțumesc foarte mult. Toți suntem pentru această autostradă. Problema este să ajungem să vedem că cineva bugetează și se apucă de lucru pentru ea. Iar răspunderea, apropo că suntem în anul centenar, răspunderea va fi a noastră, a celor care suntem în această țară, această sală, în această țară și a generației pe care n-am făcut suficient pentru țara asta. Dacă noi sărbătorim centenarul cu legea care aprobă Autostrada Unirii, e foarte puțin. Da, vreau doar să spun că, într-adevăr, legea este un instrument. Ea nu rezolvă ceva prin faptul că există. Dacă instrumentul ăsta nu e folosit spre a obține finanțare, spre a mișca lucrurile, degeaba avem o mulțime de legi care sunt în această situație. Bun, intrăm într-o zonă de dezbateri. Sunt mai mulți. Vrei să spui? Da, cred că înainte de a intra totuși în zona de dezbateri, vreau ca acum să rog pe domnul conferențiar Romeo Asiminei, sociolog, să ne deschidă și această perspectivă de dezvoltare umană pe care poate să o ofere un asemenea gen de dezvoltare a infrastructurii. Mulțumesc foarte frumos pentru cuvântul dat înaintea dezbaterii. Deja am avut, în fapt, o primă dezbatere în zona politică. Dați-mi voie să aduc o succintă perspectivă sociologică și voi face referire inclusiv la câteva date statistice, dar și prognoză, că tot am invocat o astfel de comisie. Din perspectivă sociologică, orice drum, orice mare proiect de infrastructură, în fapt, reprezintă aproape un panaceu universal. Un panaceu, o soluție la dezvoltare, o soluție la ieșirea din sărăcie și cred că ați remarcat, sunt toate probleme care frământă toată această regiune, Moldova. Mai mult decât atât, din perspectivă sociologică și poate că e bine de subliniat încă o dată, suntem în an centenar. Vorbim de unire, poate că putem să ne întrebăm cât de uniți sunt românii. Fără lipsa unei căi de comunicație, această unire este doar un slogan, din păcate, și sunt multe studii sociologice care pot să susțină acest lucru și mai puțin puse în practică. Avem multe exemple, din păcate, cel puțin în zona Bardealului, de încercare de distanțare față de România și este extrem de păcat, încercarea găsirii unor soluții de apropiere, de o apropiere și mai mare de vestul Europei și detașarea practic de Moldova și de partea de sud a României, de țara românească. Cred că nu o să surprindă pe nimeni dacă o să spun că în top 10 județe privind salariul, dacă ne referim doar la salariul mediu, nu există decât un singur județ din regiunea Moldovei și acela este Iașu. Și vă rog să rețineți, în top 10 nu există decât Iașul. Poate vă întrebați unde regăsim cealaltă județe? La coada clasamentului, evident. Poate că vă întrebați cum arată migrația în România? Din nou, nu e nicio surpriză dacă o să spunem că în regiunea Moldovei înregistrăm cel mai mare procent de migrație comparativ cu procentele distribuite pe cealaltă regiune ale României. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Dintr-un motiv extrem de simplu, pentru că posibilitatea de accesare a unui loc de muncă este extrem de scăzută și încercați să vă imaginați o hartă
în care, pe de o parte, punem accesul la locuri de muncă, pe cealaltă parte punem venitul minim garantat și beneficiarii, de fapt, de venit minim garantat. O să constatați că în România există în regiunea Moldovei există un dezechilibru extrem de mare. Avem județe și Vaslui este, din păcate, fruntaș la beneficiari de venit minim garantat, corelat nu cu lipsa dorinței de a munci așa cum uneori regăsim aproape propagandistic promovat în anumite medii, ci tocmai cu lipsa locurilor de muncă. Dacă ne uităm, dacă avem aceeași imagine în partea de vest a României, o să constatați că există diferențe de 4-5 ori în posibilitatea găsirii unui loc de muncă. Mă întorc din nou și la ceea ce spuneam la începutul intervenției, autostrada, un panaceu pentru dezvoltarea economică a regiunii din Nord-Est, este un răspuns. Este un răspuns fezabil. Avem nenumărate, mă rog, încerc să-mi găsesc cuvintele, avem efectiv nenumărate exemple în care infrastructura, dezvoltarea unei infrastructuri a condus la dezvoltarea economică. Poate vă întrebați de ce există, avem aici în program două asociații care luptă pentru același lucru și care se bucură de o largă susținere și cred că toată lumea, inclusiv reprezentanții, sunt conștienți de acest lucru, se bucură de o largă susținere a eșenilor. Pot să vă spun în avantpremiera unui studiu pe care Departamentul de Sociologie și Asistență Socială din Universitatea Alexandru Ioan Cuza îl face de 2 ani de zile semestrial. Am adresat o întrebare extrem de simplă ieșenilor. Cât de important este pentru dumneavoastră proiectul autostrăzii? 95% dintre ieșeni au spus că este foarte important. 95%. Mai sunt 5% care, și vă rog să puneți ghilimele, au spus că autostrada este doar importantă. Nu am avut nici măcar un singur răspuns care să spună că autostrada este foarte puțin importantă. Așa că dacă mai aveți, și mă refer aici la cele două reprezentanții celor două asociații, dacă aveți vreo urmă de îndoială în privința magnitudinii susținerii populației, trebuie să puneți în paranteză această îndoială. Și poate că acesta este un mesaj și pentru clasa politică. Desigur, am avut o primă victorie, și cred că nu este puțin lucru o coalizare a tuturor forțelor politice, dar mai mult decât atât este un semnal pe care societatea, pe care oamenii, cei care se așteaptă să fie reprezentați de către domniile dumneavoastră, vi-l transmit. Și același, dați-mi voie să parafrazez, este că Moldova are nevoie de autostradă și în afara presiunii pe care societatea civilă o face, cu siguranță este nevoie și de implicarea dumneavoastră efectivă. Fiecare politician aleargă după, cu siguranță, și asta este menirea, aleargă după bunuri rare care să fie instrumentalizate. Dar cred că un astfel de proiect este mai mult decât o instrumentalizare, decât o câștigare de capital simbolic, de capital electoral. Este o nevoie. Și putem să, dacă doriți, putem să completăm cu o groază de cifre și de prognoze. Ultimul lucru că am amintit de prognoză, în 2060 populația României va scădea. Aceasta este ultima estimare a Institutului Național de Statistică. Dar pot să vă spun că municipiul Iași, în ciuda acestei prognoze, în municipiul Iași, populația municipiului Iași în 2060 va crește cu 30%. Așa că ieșenii aceștia au nevoie de autostradă. Mulțumesc frumos!
Mulțumesc și eu frumos pentru... Cred că sunt câteva idei interesante. Aș vrea să intrăm în dezbatere. Doar două, trei observații. Un proiect, proiectele mari de infrastructură, ca și alte proiecte mari, cum ar fi spitalul regional, ele nu sunt importante numai în sine, de exemplu proiectul de infrastructură, ci faptul că ele atrag în jurul lor o mulțime de companii. Deci tot impactul este mult mai larg decât cel pe care îl discutăm legat de circulație. Deci orice proiect mare, uitați-vă acum în America ce bătălie a fost, Amazonul are până la urmă a decis să facă două sedii centrale până la urmă la Washington și la New York. Ce bătălie, orașul New York, deci vă dați seama, nu cred că nimeni își bate capul să înțeleagă, să aibă vreun dubiu cât de important e New York-ul ca oraș. A oferit 1,5 miliarde deduceri fiscale Amazonului ca să-și placeze. Noi avem o filozofie extrem de păguboasă în România. Vedem lucrurile și nu înțelegem cât de importante este acest impact al mediului de afaceri. Eu am rămas uimit de prima dată când am fost în America, cum explicau, repet, din nou, orașul New York, cum dă deduceri fiscale. Dau aceste mecanisme. La noi în România nici nu se discută chestiunea. E ca și cum... Deci ca să-ți atragi, pentru că dezvoltarea așa se face. Nu se face dezvoltarea făcând strategii și alte lucruri, ci făcând lucrurile astfel încât ele să se întâmple. Al doua observație pe care vreau să o fac, e extrem de important acest tip de comunicații, infrastructură, aeroporturi, drumuri, pentru coeziunea națională. Fără astfel de lucruri, nu se puteau crea națiuni. Iar fac referire la Statele Unite, pentru că au cel mai mare bazin din lume de transport fluvial. Au această șansă. Este, cred că, 2/3 din căile navigabile din lume sunt în Statele Unite. Deci, fără acest tip de mișcări, nu poți să construiești o națiune. Bun, să zicem că noi avem o națiune, dar problema e că acest tip de blocaje de circulație sunt foarte păguboase. Bun. Mă opresc aici. Am să încep discuția, dezbaterile, care acum vreau să, ca să fie cât mai vii, să intervenim fără, să zicem, să batem în cuie o agendă foarte precisă. Am să rog pe Radu Botez, viceprimarul Iașului, care vrea să intervină cu câteva observații. Da, sigur, vedem cu toții și aici că avem tot felul de frustrări vis-a-vis de această construcție a autostrăzii, de la frustrări economice, politice, tehnice. Într-adevăr, eu cel puțin cred că avem o problemă reală în ceea ce privește realizarea de proiecte. Așa cum s-a mai discutat aici și de proiectul de autostradă, de exemplu, Pitești-Sibiu, și pentru această zonă a noastră, nu există proiecte clare. Nu cred că la ora actuală am fost capabili de a face aceste proiecte. Pentru că în momentul în care am avea un proiect, am ști foarte clar dacă sunt sau nu bani europeni pentru această construcție. Pentru că încă și aici există o neclaritate, dacă acești bani sunt doar pentru studii și studiile să le facem cu firme europene, sau dacă acești bani sunt pentru construcția autostrăzii. Nu există o claritate din acest punct de vedere și cred că această autostradă nu mai reprezintă un punct important pe harta Europei din cauza războiului survenit în partea de sud-est a Ucrainei, pentru că această autostradă avea ca țel final zona Cotului Donului, unde sigur este o zonă mineralieră puternică și ar fi favorizat economia întregii Europe. Cred că ar trebui să fim în stare să o facem cu sau fără fonduri europene. Da, cred că am fi în stare să o facem cu sau fără fonduri europene, pentru că nu știm dacă există aceste fonduri. Cu toții dorim aceste fonduri și la nivel local și la nivel județean. Vă rog, nu interveniți, că dăm peste cap toată. Deci trebuie să fim în stare, în primul rând, dacă am avea proiecte, să facem această autostradă, pentru că și din punct de vedere financiar, nu este, am putea spune, un capăt de țară. S-ar părea costul unui kilometru este în jur de 6 milioane. Asta înseamnă că acești 300 de kilometri de la Ungheni la Ungheni, cum spunea cineva, de la Ungheni la
la Târgu Mureș ar costa în jur de 2 miliarde, nu mai mult. PIB-ul României este de vreo 200. Datoria externă a României este undeva la vreo 36-38% din PIB. Mult, mult sub datoriile, sub datoriile celorlalte țări. Deci dacă am avea proiecte, sigur am dori aceste fonduri europene, dar ar trebui noi să încercăm să o promovăm cumva cu toată puterea pentru a reuși să o facem, indiferent dacă am putea obține bani din terțe direcții. Ok, mulțumesc, rea, domnul Zescu. Să vedem... Vreau eu să aduc... Dați-mi okay, domnul Costel Alexe, da? Bună ziua, stimați colegi, mulțumesc mult, domnule Covăsneanu. Dragilor, noi discutăm de o oră jumătate, le mulțumim și celor de la București care au venit, dar ar trebui să plecăm de aici mai uniți decât am venit, pentru că această lege nu este altceva decât o victorie de etapă dintr-un meci, dintr-un campionat cu atât de multe etape încât la finalul proiectului poate mulți dintre noi vom ocupa alte funcții decât cele în care am intrat. Domnule Șerbănescu, dumneavoastră și eu sunt la fel de tânăr ca dumneavoastră, am senzația că sunteți un mai bun politician decât mine, pentru că de la masa asta, vă spun cu prietenie, nu-și imaginează nimeni că în 2024 vom merge pe tot traseul autostrăzii. Asta înseamnă, stimați colegi de dezbatere, că vom ajunge în situația în care până în 2025 cel puțin vreo câteva guverne și cel puțin trei legislaturi parlamentare se vor suprapune peste proiectul autostrăzii. Asta înseamnă că va trebui să fie o viziune comună, un demers susținut al nostru, al tuturor celor din Moldova, transpartinic. Transpartinic. Pentru că altfel, fie că vor fi cei de la PSD, de la guvernare, fie că vom fi noi, va trebui să fim consecvenți. Ceea ce nu s-a spus aici este că ajungem ca chiar și pentru această primă etapă să avem atât de multe moași încât nici nu-ți mai dai seama cine a fost inițiatorul sau cine a susținut-o mai mult. Evident, o spun răspicat, că n-ar fi intrat din nou pe agenda publică a societății românești dacă n-ar fi fost cele două asociații din Iași. Dar noi trebuie să menținem acest proiect, evident, acolo pe un loc fruntaș. Aș vrea să vă spun un lucru și fac o paranteză la ceea ce ar trebui să facem împreună. Pentru că suntem în an centenar, în 1918 patru soldați nemți se întâlnesc cu patru soldați români. Discută soldații români între ei, ce facem colegi, îi atacăm? La care un soldat român în tranșee îi spune, ești nebun, cum se atacă? Nu vezi că ei sunt patru, iar noi suntem singuri? Stimați colegi, noi suntem astăzi în situația în care PSD-ul prin toate vocile spun că e meritul lor, noi opoziția prin fiecare în parte spunem că dacă n-aș fi fost eu, asociațiile poate pe bună dreptate spun că dacă n-ar fi fost societatea civilă, cu siguranță nu era subiectul ăsta pus pe tapet. Dragilor, noi suntem astăzi în situația în care, deși am avut o etapă câștigată, discutăm în continuare cum să acționăm separat. Ce ar însemna, și îl întreb pe bunul meu prieten Petrică Movilă, să acum să fac și eu o corespondență cu Corina Crețu, să o mai facă și guvernul, și societatea civilă. Haideți să găsim o formulă în așa fel încât să ne asumăm proiectul ăsta politic. Nu știu, am să-l întreb pe domnul profesor Asimini, eu știu răspunsul meu personal. Nu va câștiga nimeni electoral, stimați colegi, din asta. Pentru că atunci când va fi terminată, s-ar putea ca nimeni să nu mai fie în funcție. Noi suntem în situația în care asta este o nevoie. Este o necesitate. Sau în viață. Este o necesitate pentru Moldova. Avem nevoie de conectivitate. S-ar putea ca mulți din cei care astăzi sunt în societatea civilă să treacă de partea asta eșichierului politic și invers. Dar putem să avem o viziune comună. Și care sunt pașii pe care trebuie să-i facem? Ar trebui să avem o structură formală sau informală în care să ne regăsim cu toții. Să fie un deziderat al nostru, și mă adresez aici celor care au organizat această frumoasă dezbatere, să găsim forma ca indiferent. Noi am și spus, cei din Partidul Național Liberal, că nu vom vota niciun buget. Acum, ce putem să facem? Dragilor, noi dacă o să mai avem atitudinea asta colegială, de prietenie cu cei care ne conduc de la București, nici în politică nu suntem veșnici, dar o să rămânem cu siguranță izolați aici. Eu vă spun personal că am făcut câteva cercetări în județul Iași, poate să confirme și profesorul George Țurcănașu, în mai puțin de 10 ani, în mai puțin de 10 ani sunt comunități rurale care își vor pierde 50% din populații
doar pe spor natural negativ, nu mai iau în considerare migrația. Și cu toate astea, suntem primul județ din țară care vom ajunge la 1 milion și primul municipiu la 500.000. Cred că avem cu toții nevoie de această autostradă și aș vrea să găsim o formulă, iar societatea civilă poate să vină spre această idee, cum să creăm acest for, această structură, această coaliție sau asociație în care să ne regăsim cu toții, societate civilă și politicieni, indiferent de partidul politic, să susținem acest demers al tuturor. Mulțumesc! Da, mersi! Intervin eu. Vreau eu să intervin un drept la replică la domnul Botez, care spunea că nu există fonduri europene alocate sau nu știm ce fonduri europene avem pentru autostradă. Noi, dacă știți, noi ca societate civilă, cele două asociații de aici, au fost în vară la Bruxelles și am avut discuții oficiale cu doamna Corina Crețu și inclusiv cu președinta Comisiei de Transporturi din Parlamentul European, cu doamna Karima Deli, care ne-a spus cu subiect și predicat că există fonduri europene pentru autostradă. Mai sunt 4 miliarde, erau, sau cred că mai sunt în continuare, pentru că nu prea mai accesa de atunci, pentru construcția, inclusiv pentru construirea de autostrăzi. Și mai mult decât atât, există și adrese pe care le purtăm noi oficiale cu Ministerul Fondurilor Europene, care le confirmă că sunt undeva la 1,1 miliarde de euro alocate concret pentru reactualizarea SF-ului, PTH și tot pentru autostrada A8, inclusiv prin STEN-POIM, acel program operațional infrastructură mare. Și mai mult decât atât, mai există o axă de care ne-a spus doamna Karima Deli, se cheamă Connecting European Facility, o axă specială pentru regiuni cum este și Moldova, o regiune defavorizată pe care România o poate, să-i spunem, accesa din 2021. Deci există fel și fel de paliere, fel și fel de, să zicem, intervale în care putem accesa fondurile europene. Adică nu ar mai trebui să avem discuția asta ca și cum nu mai există fonduri europene sau nu știu. E o temă falsă din punctul meu și al nostru de vedere. Asta este o primă intervenție. A doua intervenție este legată de ce spunea domnul Alin Șerbănescu de la CNIR, care, dacă am reținut bine, a zis că undeva pe la anul vor scoate la licitație studiul de fezabilitate. Este corect? Anul viitor. Bun. E ciudat ce ne spuneți, pentru că discuția purtată și cu dumneavoastră, de colegii mei în vară, în care a fost și Ministerul Transporturilor, a spus că undeva la sfârșitul anului acesta, trimestrul 4, veți scoate la licitație aceste studii de fezabilitate. Și lăsați-mă să termin. Mi se pare că, punând la cap la cap informațiile pe care le-a spus, că în România, nu știu, relieful este foarte dificil. Posibil este atât de dificil încât efectiv amânați lucrul ăsta. Și mă surprinde pentru că nu ați avut nicio reacție atunci când s-a luat decizia politică, sau cum o interpretați, să se renunțe la tronsonul Ungheni-Iași-Târgu Neamț, să treacă la acea comisie de prognoză. Posibil a fost atât de complex și atunci relieful încât ați renunțat la sectorul respectiv și ați rămas cu cele două sectoare mai puțin dificile, respectiv zona montană. Mulțumesc! Da, domnul Alin Șerbănescu vrea să spună ceva. Eu vreau încă o dată să subliniez. Ei sunt o structură, încă o dată, putem acuza pentru anumite lucruri, că odată ce e o decizie politică luată, nu implementează. Dar chestiunea asta legată de mutaj și alte lucruri, în general sunt... Deci, hai să-i criticăm pentru ce nu-i pot criticăm, fi criticați. Doar le readucem aminte. Da, haideți să... Domnul Șerbănescu. Dublu, și după aceea... Primul rând vreau să exprim o părere personală, auzind toate părerile aici. Succesul, dacă va avea acest proiect succes, nu se știe cui va fi atribuit. Nu există nicio certitudine că îi se va atribui cuiva din această sală succesul. Dar eșecul, precis, va fi al tuturor. Așa că haideți să ne concentrăm pe construcție și pe unire. Și aici ceea ce spunea domnul deputat, spunea foarte bine. Haideți să facem un grup de lucru, să ne așezăm la masă lucizi și să vedem ce se poate, când se poate și cum se poate. Apropo de asta, există o persoană în CNR care se ocupă efectiv de autostradă, că noi, de exemplu, ca societate civilă, am vrea să avem o discuție concretă, aplicată cu respectiva echipă. Avem o unitate întreagă, o unitate de implementare. CNR-ul este executantul deciziilor din minister. Haideți să încercăm, cum a spus colegul nostru moderator, să încercăm să înțelegem mecanismele instituționale, pentru că noi putem să împușcăm pe ei, să le facem ce vrem. Ei au venit aici, ne spun ce decizii s-au luat. Ei n-au luat decizia să mute tronsonul. Nu, dar vreau, nu, vreau,
cu scuzele de rigoare, noi ca români și moldoveni ducem discuțiile unde nu trebuie. Și eu vă spun ca politician, ca parlamentar, că acest proiect de lege nu e de poveste. El trebuie muncit în fiecare zi. Trebuie muncit în fiecare zi, pentru că dacă noi muncim în fiecare zi și suntem consecvenți și uniți, avem mai multe șanse decât dacă suntem haiduci. Eu am făcut apel și este primarul Iașului și fac apel, indiferent de relațiile pe care le are cu președintele Consiliului Județean, cu parlamentarii și cu dumneavoastră, cu asociațiile civice, să ne adunăm, să stabilim clar o strategie, pentru că și Ministerul Transporturilor, în funcție de ce fel de parteneri de dialog vom fi cu ei, vor veni pe soluția corectă, fonduri europene, care este o soluție parțială, nu este completă, cel puțin pe exercițiu bugetar până în 2020, dacă noi vom fi puternici, vor lua decizia corectă, fonduri europene. Următoarea soluție ca și finanțare, din punctul meu de vedere, este credit extern cu perioadă de grație mare, cu perioadă de împrumut 20-25 de ani, care se va plăti din exploatarea autostrăzii. Ce ați spus toți mai devreme, din taxe, servicii care se vor derula pe această autostradă. Așa că eu fac apel încă o dată. Toți ne pricepem la ceva, fiecare din sală se pricepe mai bine ca fiecare la ceva, dar finalul trebuie să fie că noi ne adunăm în timpul cel mai scurt și, domnule primar, fac un apel. Președintele, cu dumneavoastră și președintele Consiliului Județean Parlamentarii, Camera de Comerț, să facem această echipă de lucru care să știm foarte clar că va fi partener oficial de dialog cu Guvernul României și Ministerul Transporturilor. Da? Asta este apelul meu, pentru că dacă nu vom fi haiduci și vom sfârși prin a ne certa noi între noi, în loc să ne batem cu Guvernul și Ministerul Transporturilor, vom vedea care a fost mai frumos și mai deștept la Iași. Ei, mulțumesc, domnule deputat Movil. Imediat, doamna Camela Gavrilă. Într-adevăr, și eu cred asta. Cred însă că din cauza pasiunilor și tuturor celorlalte elemente, probabil cel mai potrivit să facă această discuție, trebuie nu neapărat formal, dar trebuie să existe un grup care să aibă grijă să fie introdus în buget, să ai discuții legate de accesarea fondurilor europene și toate celelalte chestiuni. Probabil că cel mai potrivit e o formulă în care, să zicem, să se strângă în jurul celor două asociații, pentru că e neutral și autoritățile pot veni, sigur că decizia apoi, dar e o gazdă neutrală. Bun, doamna Camila Gavrilă. Nu cred că există vreun dubiu că cei care suntem din Iași nu vom avea unitate și o anumită implicare, dincolo de culoare politică sau de rivalități conjuncturale. Trebuie să nu uităm, și am să ridic puțin vălul poveștilor legate de colaborarea în zonă, că fiecare județ din Nord-Est are și județul respectiv propriile politici, propriile proiecte și propriile accente. Deci cred că unitatea, nu invocarea la unitate pe care am auzit-o și de la domnul deputat Alexe și de la domnul deputat Movilă, ar trebui să fie o invocare la unitate și pentru ceilalți parlamentari din județele respective. Am semnalat lucrul acesta, că au fost ezitări asupra voturilor și ralierii la acest proiect. Ele s-ar putea să apară și mai departe pe traseu când vom vorbi de finanțare și de bugetare. Deci, dacă vom reuși să ajungem la o formulă comună, va fi și mai simplu. Doi, să nu uităm că Bacăul are subiectivitățile lui și că va avea un demers personal. Există o inițiativă similară cu inițiativa pornită aceasta. Deci, vor copia, vor face un mic plagiat, fără să fim răi, dar asta este. Se va întâmpla o chestiune de același fel. La un moment dat va apărea o lege care să susțină și autostrada respectivă. Trebuie să subliniem și ca oameni politici că nu trebuie să intrăm cumva în rivalitate cu alte zone sau să tăiem de pe agenda altora. E mai bine să existe o atitudine constructivă, dar să nu uităm acest lucru. Și să nu mai uităm un lucru, că avem un ministru al transporturilor care este din Bacău și cu toate dincolo de obiectivitate, de program de guvernare, de presiune, evident că acel ministru va susține zona lui, așa cum și ministrul din Iași își susține zona în momentul în care e vorba de segmentul pe care îl reprezintă. Deci problema este cum unitatea noastră să ducă la o obiectivare a abordării politice de la nivel central. Și cred că ar trebui să terminăm, propunea și închei, cu două lucruri. Ați vorbit de grup, poate că ar trebui un calendar și ar trebui să știm ce susținem, adică ce n-ar mulțumi în momentul în care
ar intra în buget. Ce sumă ar trebui să fie? Care ar trebui să fie chestiunile pe care de comun acord și cu rațiune să le susținem? Pentru că așa toată suma și toate fondurile, evident că niciun, există o agenda a cetățeanului mult mai complexă, o agenda politică mult mai complexă. Deci, un calendar, un acord și grup de lucru și o anumită unitate a județelor din Nord-Est. Aceasta ar fi o condiție și, evident, o presiune de o formă sau alta politică cu ceea ce se ascunde și în culisele politice. Știm toți că uneori ca grup politic trebuie să respecte anumite reguli, dar în alte zone sau cu alte maniere de convingere pot să găsești soluții. Până de găsit, într-adevăr, o formulă concretă de lucru. Uitați, ca să fie coerent, uitați, pentru că altfel e destul de dezordonat. Am să dau cuvântul cuiva și am să spun cine urmează după aceea să... Dacă domnul primar vrea să aibă o scurtă intervenție și face aia, Dan Radu. O singură chestie peste care nu putem să trecem mai departe, pentru că este problema limbajului dublu și asta nu putem să o acceptăm. Nimeni nu-și dorește să facă haiducie, sub absolut nicio formă. Dacă suntem la masa asta, înseamnă că suntem pentru a găsi soluții. Nu, da, okay, vreau să-l întreb pe domnul purtător de cuvânt al CNI, care este motivul pentru care se amână studiul, scoaterea la licitație acestor studii. Dacă, pentru că... Nu, intrăm, haideți să păstrăm, deci v-am dat cuvântul, o să vi-l mai dau, dar haideți să păstrăm o ordine de joc. Pentru, atenție, se și transmite pe radio, deci nu putem rezolvăm nicio problemă. Dacă intervenim așa, e foarte greu. Bun, domnul primar, după aia Dan Radu și după aceea vedem cine se mai... Bun, într-un fel mi-a și intuit intervenția colegului nostru la asociație. De ce eu îl apreciez pe Petrică Mobilă, pe colegul nostru de la Iași? E foarte frumos să vorbești de unitate și de înțelegere, că sunt valori universale pe care nu le-ar contrazice nici ungurii când vorbesc despre români. Sigur, că tot despre asta discută și ei. Problema este că încercăm să ne dăm cu toții în bolduri, dar de fapt nu facem decât să ne amăgim. Povestea este clară și nu trebuie să o mai prelungim, așa cum a spus și dumnealui. Dacă a trebuit 2 ani de zile să creăm o lege la o lege care exista, o obligație la o structură care s-a mai obligat cea cu 4 ani de zile, o alocare bugetară care s-a mai săvârșit de câteva ori prin angajamentele europene, nu vreau să neapărat în mod obligatoriu să-l scop pe domnul viceprimar, a vrut să spună altceva. Că n-a reușit până acum guvernul să spună foarte clar de ce nu accesează fonduri europene. Care spunea într-o explicație că sunt dedicate proiectării, care spunea că sunt dedicate execuției, care nu mai știa de unde să-i adune, care o contrazicea pe doamna Crețu că de fapt nu există, dar există, dar lucrurile sunt foarte certe. Nu există dorința. Pentru că nu poți să ai pe masă un studiu de fezabilitate și tu să spui că îți mai trebuie un an jumate să faci un studiu de fezabilitate fără să ai o explicație. Care poate fi explicația pentru care mai facem o dată studiu de fezabilitate? De ce nu exploatăm? Dom'le, exploatez din studiul ăla de 311 km, exploatez 100, exploatez 1, exploatez 1 metru, dar exploatez ceva și dau credibilitate acestui proiect prin demararea efectivă a lucrărilor de execuție, prin contractarea efectivă a primei sape de pământ care se smulgă ideea că autostrada se va face și nu găsesc de fiecare dată un alt calendar. Ați făcut voi lege, dar stați să vă explic eu cum stau lucrurile. Că până în 2020 finalizăm, poate că a apărut acest if de m-am săturat de când am început discuția, dacă se va face, păi dacă și astăzi, după ce s-a promulgat sau se va promulga această lege, discutăm de dacă, nu e bine. Deci trebuie și se, adică trebuie să folosim deja modul de adresare ferm. Trebuie să se facă autostradă, nu mai există dacă. Eu nu mai pot să accept cuvântul dacă, nu pentru mine, că sunt la fel de sceptic probabil ca mulți de aici. Să dea Dumnezeu să apuc să mă mișc și eu pe această autostradă sau să o facem măcar pentru copiii noștri. Dar trebuie să se facă autostrada pentru că nu este calea noastră de a ne plimba către Europa sau Europa către noi. Secundar se va întâmpla și acest lucru. Dar este formula prin care nu ne debranșăm absolut, în momentul de față, inevitabil, de la Europa. Și avem nevoie nu pentru noi, că slavă Domnului, poate noi ne-am obișnuit în această bulă de sărăcie, dar ce facem cu cei care sunt prognozați să nu mai trăiască în România în următorii 30 de ani? De aceasta spun, și dumneavoastră sunteți doar purtătorul de cuvânt, Ministerul Transportului este
instituția tutelară, că nu o să se ocupe Ministerul Educației despre autostrăzi. Compania Națională este un instrument, dar nu dirigează și nu face politicile de comunicație în România în momentul de față, ca în orice altă țară civilizată, sperăm și noi. Decizia trebuie să vină într-un mod cert, într-un calendar care să rămână, de fapt, calendarul aprobat în bugetul anului viitor. Dar nu pot să dau la gunoi, totuși, ani de muncă, de studii, de plăți, de cheltuieli pe care România și le-a asumat din bugetul național, ca să o iau de la început, de la mai puțin de zero. Că vreau să fac și o glumă. Într-adevăr, autostrada Ungheni-Ungheni există. E acolo, într-un punct. Și nu costă nimic. Dar eu cred că a venit momentul să concretizăm și mă iertați că trebuie să mă adresez noastră în calitate de Minister al Transportului de data aceasta. Discuția asta a fost și acum 6 luni de zile și cred că a fost și domnul deputat la Bacău, cu doamna Corina Crețu. Și a fost și cu vreo 2 luni mai devreme, în martie, la Ministerul Transporturilor, când am cerut în mod plenar cu toți primarii, reședință, municipii de județ și am spus, domnule, dacă nu aveți capacitatea tehnică de a elabora un studiu prin care să putem depune o documentație la Comisia Europeană pentru Finanțare, 5 de la Iași, 5 de la Suceava, 5 de la Bacău, 5 de la Neamț, 5 de la Vaslui, mergem fiecare, ne punem mintea la contribuție și transmitem o documentație. Nu o fi bună, o mai completăm, o să o mai resping, o să o mai atașăm cu alt document, dar începem de undeva. Mă voi consulta cu domnul Vâlcov, a fost răspunsul. Deci, la asemenea răspuns, la care îmi sunt martori 35 sau 36 de primare ședință de județ, că n-au fost toți. Am închis și eu gura și am spus, bun, mulțumesc frumos pentru răspuns. Deci, acesta este nivelul de putință și abordare a actualului guvern față de proiectele de țară. Am muncit un an jumătate într-un război politic intern și național foarte greu cu Spitalul Regional de Urgență. În sfârșit s-a finalizat studiul de fezabilitate după, cât domnul deputat, un an jumătate. Ca să auzim altă teorie, că e prea scump, că e prea lat, că e prea roșu, că e prea întins, că e prea departe, că e prea aproape. Și că nu încape în exercițiu financiar, cu toate că și acolo fondurile europene au spus clar, 50 de milioane de euro vă sunt suficienți să începeți proiectarea tehnică, pentru că nu o să faceți proiectul într-o săptămână, dar apucați-vă odată de el. De asta zic, nu există capacitatea de mobilizare la nivelul Guvernului României pentru proiectele care sunt necesare României astăzi. Pentru că nu vorbim doar de Iași, vorbim despre regiuni în cele din urmă și vorbim despre o țară în ansamblu ei. Eu vreau să nu ne mai felicităm, ne-am felicitat de prea multe ori. Eu vreau să ne mobilizăm într-o manieră radicală din punctul meu de vedere. Că pericolele nu mai sunt doar de natura unui proiect important pentru țară, că e autostradă, că sunt spitale, că e spitalul republican sau altceva. Vorbim despre însă stabilitatea economică pe termen lung a acestui stat. Deci nu mai avem timp să glumim. Cel puțin eu nu mai am timp să glumesc cu viața și viitorul copiilor mei. Este o joacă ceea ce se întâmplă în momentul de față. Adică e aproape o persiflare, ca să nu spun mai mult, lipsită de bun simț față de destinul pe următoarea 100 de ani acestei națiuni. Nu mai avem timp de joacă. Mesajul pe care îl voi transmite în continuare către toți cei care au puterea să ne asculte, să ne înțeleagă, este că trebuie să acționăm cu fermitate. Deci negocierile cred că s-au făcut de prea multă vreme și nu iau în discuție doar actualul guvern, dar în acest moment au devenit, să spunem, foarte, foarte stringente ca să devină acțiuni. Mulțumesc foarte mult. Ok. Îl anunțase pe Dan Radu, care vrea să intervine și după aceea vreau o replică scurtă de la domnul Radu Botez și după aceea domnul senator Tom. Numai o chestie vreau să punctez și anume că ieri, dacă nu mă înșel, s-a anunțat o nouă inițiativă legislativă legată de data asta de București-Brașov, autostrada București-Brașov. Ideea este București-Brașov, ieri. București-Brașov. În fine, București-Brașov. Avem foarte multe legi cu autostrăzi și nu să avem autostrăzi. Ideea este că, după cum ne-a spus și domnul Dragnea, vor apărea mai multe inițiative de tipul ăsta, să stăm liniștiți, mulți vor începe să introducă în Parlament chestiuni de tipul ăsta. Vreau să revin un pic la chestiunea legată de A13, adică Bacău-Brașov, destul de mult împins în față de Ministrul Transporturilor și vreau să vă spun că să nu ne iasă din minte faptul că autostrada A8 este importantă
și este decisivă, este esențială, nu neapărat pentru că este o mediană, că e pe mijlocul regiunii și au acces la ea mai multe județe, ci pentru că leagă această regiune de rețeaua de transport europeană la Târgu Mureș. Deci salvarea economiei moldovenești vine prin această conectivitate. Nu vorbim aici numai de traversări, să traversăm pe oriunde, traversăm pe la Oituz sau că traversăm pe la prin nord. E vorba de o chestiune legată de conectivitate. Te-ai legat de rețeaua europeană cât mai repede, te-ai salvat. Al restul, celelalte sunt diversiuni. Mulțumesc. Domnul Radu Botez, replică scurtă. Sigur. Da. Ce-ar fi dacă ne-am gândit cu toții, pentru că tot spunem că trebuie să facă, nu știu, asociația, guvernul, Europa să ne facă autostradă. Porțiunea cel puțin de pe teritoriul județului Iași este undeva la vreo 70 de kilometri. Dacă mulțim asta cu 5-6, ne iese vreo 400 de milioane de euro, la care probabil costul studiilor de fezabilitate s-ar ridica undeva la 7-8-10 milioane de euro. Ce-ar fi să încercăm un parteneriat public-privat în care partea privată să reprezinte Consiliul Județean Iași sau o combinație Consiliul Județean cu primăria, dacă am reușit, în care noi să punem aceste 10 milioane, să le punem mâine, pentru că putem, pentru că putem să facem și un credit, pentru că avem bani la buget și noi și Consiliul Județean, și să pornim de mâine noi aceste studii, urmând ca mai departe, cu banii europeni, să materializăm această autostradă. Deci să nu mai stăm să așteptăm la mila altora pentru astfel de proiecte și să începem noi să facem acest lucru. Da, mulțumesc. Aș dori să dăm cuvântul și invitațiilor care au vorbit mai puțin sau deloc. Doamna, vă rog. Mihaela Munteanu, bună ziua, sunt președintele Comisiei ONG și sunt membru în grupul civic care militează pentru autostradă. Comisia ONG, dacă poate v-a scăpat informația, este parte din Consiliul de Dezvoltare Economico-Socială a județului, care a fost înființat în baza unei legi, printr-o uniune între Consiliul Județean, Prefectura Județului și respectiv Primăria. Fac acest preambul tocmai pentru a înțelege de ce vă fac această propunere. În ceea ce s-a întâmplat cu privire la autostradă, am preferat să mă poziționez ca un negociator undeva între societatea civilă și politicieni, și cei de aici din sală știu foarte bine rolul meu. V-aș lansa invitația de a găzdui noi la Comisia ONG o primă întâlnire între politicienii din toate partidele și societatea civilă, pentru acest dialog în care să susținem în continuare în parteneriat cu ceilalți din celelalte județe, să vedem cum putem găsi calea de dialog cu ei, să susținem alocarea bugetară pentru studiu de fezabilitate pe autostradă și ceea ce mai putem face împreună cu parlamentarii. Sunt convinsă că ei știu foarte bine ce-i de făcut și cei din Moldova vreau autostradă și împreună pentru a știu ce să ceară. E un cadru de dialog pe care îl putem construi noi prin efortul de organizare. Dacă sunteți de acord, noi avem toată deschiderea. Păi e o invitație deschisă, sper să aveți și răspunsuri pozitive. Acum, într-adevăr, vorbeam cu Ovidiu, să încercăm. Deci, sigur, nu vă uităm, dar ideea să mai vorbească și cei care n-au vorbit. De exemplu, un vechi cunoscut de-a nostru, Radu Grădinaru, care este consul onorific al Franței în România și care are și, să zic așa, prin activitate, are, poate să aibă o, să zic așa, o perspectivă foarte directă și clară asupra felului în care un astfel de proiect poate fi de folos. Da, v-aș spune câteva cuvinte legate de comunitatea de cetățeni francezi din Iași, care în majoritatea covârșitoare este compusă din studenții la medicină. Sunt vreo 650, plus 40 la medicină veterinară la Universitatea Agricolă. Dar sigur, francofonia la Iași are și o dimensiune economică, nu numai una universitară și culturală. Franța este prezent la Iași în regiune prin companii franceze, companii mixte, dar și ca piață de desfacere pentru un număr semnificativ de operatori din diverse sectoare. Acest ecosistem economic francofon, să-i spunem,
urmează, se încadrează în dinamica generală de dezvoltare a județului, pentru că este legat în primul rând de polul ăsta important de dezvoltare a industriilor novatoare, cum ar fi informatica, proiectarea, ingineria, industriile astea virtuale. Pentru că au găsit la Iași cel puțin două, trei argumente importante pentru a investi și principala resursă este universitatea, în sensul generic, desigur, care creează forță de muncă tânără, competentă, înalt calificată. Dacă adăugăm dezvoltarea aeroportului și internetul de mare viteză, de o mult mai bună calitate și o mult mai mare viteză decât în alte țări, poate mai emancipate, iată argumente. Desigur, sunt și slăbiciuni și aici ajungem exact în miezul discuției, în subiectul pe care invitații l-au întors pe toate fețele. Slăbiciunea majoră este lipsa infrastructurii rutiere, de fapt a autostrăzii, și aș adăuga eu slaba performanță a căilor ferate. V-aș da, și cu asta închei, exemplu personal. Am împreună cu un partener francez un business de 18 ani, facem căsuțe de grădină pentru comerțul de hipermarket și livrăm cu camioane de 20 de tone, care traversează în primul rând România și apoi până în Franța, Spania, Portugalia și unde mai avem de livrat. Este foarte, foarte greu de lucrat pe bază de programare la livrare, dată și oră, știți foarte bine că așa se lucrează, datorită sau din cauza exact acestui sector până la Oradea. Și încă acum lucrurile stau mai bine, mult mai bine. Am trăit și vremuri mai grele, când știți foarte bine cum erau drumurile, dar ar fi superb să putem să ducem ceea ce producem pe autostradă de la Iași sau de la Gura Humorului, în cazul meu, și până în Franța. Am o completare. 126 de localități trebuie să traversăm de la Iași până la Oradea. Niciuna nu are centură. Și pentru că trebuie să plec în cerere tare, susțin propunerea și domnului deputat și domnului director de a crea un grup de lucru, dar nu mai mare, de maxim 10 persoane, care sub coordonarea de la asociații sau cum se crede, să încerce să provoace astfel de discuții. Eu sunt singurul membru din Moldova în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Infrastructura Mare. Oamenii aia nu mai știu cum să justifice necheltuirea banilor. Da? Pe de altă parte, n-am avut curaj să fac o propunere, un pic mai departe față de cea a domnului viceprimar, zicând să nu creez o diversiune, dar ținând cont că domnul primar a spus ce am putea face dacă nu se face și sprijinind ceea ce a spus domnul Covăsneanu, vă reamintesc că regiunea de Nord-Est are o organizație care se cheamă Euronest și care în statut are posibilitatea de a crea o companie regională care să acceseze direct fonduri de la Comisia Europeană. Eu aș vrea să văd dacă se poate reflecta așa asupra acestei. Repet, nu ca o diversiune. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu, Paul. Da, știu că trebuie să pleci, dar ideea era următoarea. Poate Camera de Comerț, pentru că ce se întâmplă? Discuțiile astea despre structuri, grupuri, ele ajung până la urmă și se împotmolesc în faptul că îți trebuie o cameră, un soi de structură din asta, un secretariat. E dispusă camera să asigure chestiunea asta? Da, camera are posibilitatea, am și oferit-o de mai multe ori. Pentru că, încă o dată, poate găzdui orice formă de întâlnire, orice formă de sesiune, poate sprijini tehnic orice formă de acest tip. Chestiunea e că până la urmă ajungem tot la poziția politică. Bun. Am să vă rog însă să fie câteva intervenții scurte ca să vedem ce punctăm spre final și după aceea, sigur, și la ceilalți care n-au vorbit. Da, mulțumesc. Vreau să spun unde suntem acum. Încerc să, fiindcă e posibil să mă repet cu colegii care au vorbit înainte și de aceea aș vrea să sintetizăm totuși că și timpul este limitat și într-adevăr trebuie să plecăm de aici cu ceva.
Suntem în situația în care trebuie revizuite studiile de fezabilitate. De ce? Fiindcă avem un studiu, știți foarte bine, din 2011, care este o părere quasi unanimă că este mare parte greșit, pornesc de la faptul că prevede o sumă foarte mare, de aproximativ 9 miliarde de euro. Dar eu aș vrea să, și am făcut un apel și public și îl repet, către, și către asociațiile care se ocupă de promovarea acestui proiect, să popularizăm valoarea care este prevăzută în hotărârea de guvern care aprobă masterplanul de transport, și anume 4,072 de miliarde de euro plus TVA. Asta este valoarea de la care pornim orice discuție. Nu 7, nu 8, nu 9. Spuneam că trebuie revizuite studiile de fezabilitate, fiindcă nu mai sunt actuale cele din 2011. Un singur exemplu, faptul că trebuie revizuite, în primul rând, studiile geotehnice. S-au schimbat și normativele europene, aici suntem de aceeași părere, sunt și alte motive. Vreau să ajung și la punctul cu fondurile europene. Într-adevăr, fondurile europene nerambursabile sunt, dar sunt limitate. Vreau să spun aici două lucruri. Unu, faptul că în momentul de față sunt pe exercițiul financiar 2014-2020 31 de miliarde de lei, cu aproximație. Rutunjesc suma pentru ușurarea discuției. Deja sunt semnate contracte pentru mai mult de 24 de miliarde de lei. Rămân undeva la 6-7 miliarde de lei pe acest exercițiu financiar. Într-adevăr, din toate datele pe care le avem și eu, și colegii, și domnii de la cele două asociații, sunt prevăzuți în POIM 1,2 miliarde pentru această autostradă cu precădere pe Ungheni, Iași, Târgu Neamț. De aceea se începe, și aici pot să vă spun un lucru pe care îl putem afirma public împreună cu doamna deputat, faptul că noi, la nivel de grup parlamentar PSD de Iași, am avut discuții cu conducerea și politică și guvernamentală și am ajuns la următoarea concluzie acceptată, și anume că orice relație est-vest trebuie să înceapă de la Iași. Nu intru în argumente de ce, le avem toți și n-are rost să le repetăm. Asta este important. Apropo, și de Iași, Târgu Mureș sau Bacău, Brașov. Și acolo avem discuții, și ultima chestie pe care, ultimul lucru pe care l-am făcut este că am solicitat premierului zilele acestea, și domnii de la asociație știu deja că le-am transmis, să analizeze posibilitatea ca totuși corpul de control al premierului să verifice datele care au fost transmise de Ministerul Transporturilor către Banca Europeană de Investiții, fiindcă toți suntem de acord că studiul acela făcut de BIPASA nu reflectă realitatea. Poate că noi suntem subiectivi, dar nu... Și atunci am considerat că trebuie verificat. S-a dat exemplu, de exemplu, cu fluxul de trafic, care este total diferit de ce știm noi și ce a ajuns la Banca Europeană. Ca să încheiem subiectul cu Bacău-Brașov. Nu este un subiect decât dacă îl facem noi subiect. Noi trebuie să mergem mai departe pe Iași-Târgu Mureș. Ajung și la punctul pe care vreau să-l mai ating, și anume unitatea pe Moldova. Eu vă spun din experiență proprie, și aici îmi fac și eu mea culpa, dacă aveți, faptul că am încercat să discut cu parlamentarii din toate județele. Aici poate facem schimb și de informații pe ceea ce înseamnă cele două județe din Sud. Eu poate că am o părere ușor diferită decât a dumneavoastră, în sensul că grupez cele 6 județe, iar celelalte două le văd că ori vor merge, vor susține Bacău-Brașov, asta vă spun din discuțiile pe care am avut, de aia e bine să discutăm și între noi pe subiectul acesta, ori o altă variantă pe care am și transmis-o deja CNAIR spre analiză, faptul că Vrancea și Galați nici măcar nu vor merge pe Bacău-Brașov, ci vor merge pe Focșani, Ploiești, Brașov și așa mai departe. Îmi pare rău că nu avem o hartă aici, că s-ar fi văzut cu mult mai ușor. De aceea, ăsta este unul din motivele pentru care eu împart Moldova, într-adevăr. Istoric suntem 8 județe, dar practic pe subiectul acesta poate că mai avem de discutat. Și închei spunând următorul lucru. Sunt de aceeași părere cu cei care au discutat înaintea mea că o unitate politică, și de aceea v-am spus că am discutat cu colegi parlamentari din toate județele din Moldova, am încercat să fac un grup. Sunt la primul mandat de parlamentar, aproape 2 ani de zile, cu bune și cu rele, și vă spun de aceea spuneam că îmi fac mea culpa. N-am reușit, îmi pare rău, nu am reușit să adun nici măcar parlamentarii PSD din toate județele, fiindcă sunt păreri, sunt idei, sunt necesități de investiții în toate județele, că vorbim de Vaslui, că vorbim de Botoșani și așa mai departe. Vă dau doar un exemplu, în discuțiile cu parlamentarii de Botoșani, când am reușit să trecem un amendament la buget anul trecut pentru
drumul național Târgu Frumos Botoșani. Am avut o colaborare foarte bună cu colegii de Botoșani și bineînțeles că am atins subiectul autostrăzii. Intuiți răspunsul care a venit, că Maiou este mai aproape de Cămașa. Eu nu spun, nu critic, nu vreau să creăm o atitudine negativistă, dar și închei. Cred că dumneavoastră de la asociațiile civice aveți mai multe instrumente și cel mai important este cel apolitic, să faceți o coeziune între toți parlamentarii din toată zona Moldovei. V-am spus că eu personal am încercat, este mai greu fiindcă fiecare își vede mai întâi probleme de județul lui. Cred că este evident faptul că noi parlamentarii, de așa indiferent de culoarea politică, suntem primii care încercăm, în măsura posibilităților și a ideilor noastre, să mișcăm acest proiect, dar este nevoie ca decizia politică de la București, că s-a făcut aici referire, să fie mai clară și mai rapidă. Este nevoie de o coeziune a mai multor județe. Nu putem numai județul ia să ne batem pentru un proiect care este regional, chiar național, ca și anvergură. Mulțumesc, domnului senator Toma. Eu vreau, haideți pe scurt, să facem totuși, să avem intervenție, domnul profesor Țurcănașu și cine n-a vorbit. Rugămintea e că totuși timpul s-a cam încheiat, trebuie să încercăm să fim foarte scurți. Eu voiam niște date statistice să vă ofer, cred că sunt de folos, dar după domnul ajungem Țurcănașu. Foarte scurt, dar totuși... Ascuzați. Da. Da, nu, legat exact de ceea ce s-a vorbit acum de problemele de solidaritate regională, n-am ascuns niciodată, sunt un regionalist, eu vreau să văd mai degrabă funcționând un cluster transpartinic decât partidele să funcționeze cu dictat de la centru. Avem nevoie de o autostradă transcarpatică, dar nu ne este întâmplătoare de fapt și de drept geometria ei. Singura autostradă, ca sunt specialist în fluxuri, chiar de estimare de fluxuri, și singura autostradă care este capabilă să capteze fluxuri din întreaga zonă a Moldovei este aceasta. Deci pe geometria Iași, Târgu Neamț și respectiv Ditrău și Târgu Mureș. Pe varianta Bacău-Brașov e un câștig, mai ales la nivelul județului Brașov. Și a Brașovului și a Bacăului. Din păcate, nimeni nu se va duce de la Botoșani, să zicem, la Budapesta prin Brașov, pentru că ar descrie o volută, care n-ar avea sens. Da, mulțumesc mult, atât. Da. Haideți să vedem intervenții foarte scurte. Da, și foarte scurtă și punctuală. Aș vrea să revin la ce a spus, ca să nu plecăm acasă fără niște soluții cât de cât și niște răspunsuri. Vreau să adresez două întrebări, de fapt, domnului purtător de cuvânt de la CNAR. 1. De ce s-a amânat scoaterea la licitație a căietelor de sarcină? Pentru că avusesem o discuție inițială că se vor face până la sfârșitul acestui an. Și doi, dacă există în acest moment o grupare, o comisie care să se ocupe de aceste, o echipă care să se ocupe de aceste căiete de sarcină. Noi avem informația că nu există. Vrem să vedem ce spune dumnealui. Domnul Șerbănescu. Bun. Să lămurim, să luăm pe puncte. Nu s-a amânat nimic. Am spus din start, lansare și citesc de pe fișa acestui proiect. Lansare, procedură de licitație pentru revizuire, actualizare, studiu de fezabilitate, trimestru 4, 2018. Trimestru 4, trimestru are 3 luni. Octombrie, noiembrie, decembrie. Suntem în trimestru 4. Cu durată de realizare a serviciilor, 16 luni. Inclusiv obținerea acordului de mediu. Deci, citeți din fișa acestui proiect. Unde s-a amânat? Ce s-a amânat? Și am mai spus un lucru. Dacă se respectă calendarul propus de noi, în anul 2025, această autostradă va fi finalizată. Grup există. Să nu credeți că apar cumva caietele de sarcini undeva la registratură aduse de cetățeni cu poșta. Da? Caietele de sarcini se fac în interiorul CNAIR și de fapt niște grupuri care există și funcționează. Există grupul. Se numește unitate de implementare proiect. Dacă vreți, vă mai dau și alte amănunte în legătură cu autostrada. Dar aș vrea să mai fac o precizare, că am auzit aici. Să știți că A8 nu exclude A7. Adică să nu cumva să se creadă că nu facem A7, că facem A8, să nu facem A8. A13, pare. Bun.
Am auzit, aia știu, Bacău, Bacău, Brașov. Era o glumă, cam, când se făceau raportările la arături, că o să depășim numărul de auzi, aveam astea autostrăzi pe proiecte, încât nu o să mai știm să le ținem socoteală. Ovidiu. Da. Mulțumesc. Mulțumesc că am insistat să intervin, pentru că, așa cum spuneau toți colegii, e important să plecăm de aici cu ceva concret, măcar ce pas să facem. E o veste care nu știu cât o să vă bucure. Am vorbit despre atragerea fondurilor europene pentru acest proiect. Însă, vă rog să vă reamintiți că în anul 2016, guvernul de atunci, tehnocrat cum a fost el, a emis o hotărâre de guvern, este 666, un număr fatidic, din păcate pentru noi, care este, de fapt, strategia de implementare a masterplanului general de transport a României. Ei, acolo este strecurat o șopârlă, anume că, în exercițiul acesta 2014-2020, autostrada 8 este finanțată, finanțabilă, doar cu derogare de la Comisia Europeană pentru deficitul structural, ceea ce nu se va întâmpla niciodată. În fapt, este programată după 2023 încolo. Dacă vreți să fie absorbit un euro din bani europeni, trebuie de urgență presiune pe guvern să modifice HG666, pentru că această modificare se face doar cu notificarea prealabilă a Comisiei Europene și durează 6 luni, procesul acesta în cel mai fericit caz, apoi poate fi cheltuit un euro, sau mă rog, de la un euro în sus, bani din fonduri europene. În rest, am vorbit așa, sigur, despre fonduri europene la modul general. Și sunt la dispoziția dumneavoastră cu orice date suplimentare, fără doar și poate. Apoi aș vrea să vă prezint o scurtă statistică, durează un minut, să vedeți în ce situație suntem. Noi știm că stăm rău, însă nu știam nici eu, sincer, până am studiat un raport comandat de Comisia Europeană, că stăm cel mai rău. Anume, în ce privește infrastructura rutieră, în ce privește calitatea infrastructurii rutiere, Comisia Europeană ne plasează în baza unui studiu comandat pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu 2,7 puncte într-o scală de maxim 7. Tot Comisia Europeană în același studiu ne plasează pe ultimul loc și în ce privește infrastructura portoară și infrastructura feroviară, deși nu face obiectul acestei dezbateri. Dar mai grav, în acel raport este analizată și problematica siguranței cetățenilor pe drumurile din România și stăm pe ultimul loc cu cel mai mare număr de decese din Uniunea Europeană, 98 la 1 milion de locuitori, cu toate că, și aici este o legendă care circulă, dar nu e susținută, România are cel mai mic număr de autovehicule la 1000 de locuitori. Așadar, lipsa calității, lipsa infrastructurii rutiere este cronică, este dureroasă și, dacă vedeți, are rezultate negative unde nu ne așteptăm. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Ne-am cam ajuns la final. Vreau ca să vă încurajez să vă spun ceea ce am uitat să fac la început, că există un mic cocktail la final și e foarte util, pentru că e bine să mai socializați. Poate iese grupul acela eficient de colaborare. O singură secundă până să încheie gazda noastră, că la urma urmei suntem în primăria municipiului Iași. Cu toată prietenia pentru dumneavoastră și felicitări pentru o bună organizare, am vrea ca la următoarea, dacă veți organiza tot dumneavoastră cu cei de la RFI, cu toată simpatia pentru Alin Șerbănescu, cred că era firesc, dacă nu s-a putut astăzi, măcar la următoarea, să vină și vreun director din CNAIR sau vreun vicepreședinte. Și, dragilor, cred că și noi în Moldova ar trebui să o terminăm cu sinecurile astea politice. Avem un consilier numit care se ocupe de autostrada A8 din partea PSD-ului în minister și el nu este prezent la el acasă. Mie mi se pare, asta vă spun sincer, o lipsă de respect față de noi ieșenii, și cred că Bucureștiul și ministerul ar trebui să ne respecte mai mult. Voi să fac o precizare, nu știu dacă e din partea PSD-ului ea, ci mai mult din partea președintelui Marcel Popa. Da. De ca să, sigur, nu vreau să fac o precizare de sfârșit. Nu Consiliul Europei ne poziționează, ci noi ne poziționăm în ansamblul Europei pe aceste ultime locuri în ceea ce privește căile de comunicații și cele aeroportuare, și asta motivat de faptul că nu ne-am găsit încă conducătorii care ni se potrivesc. Așa încât mai avem de căutat, trebuie să dăm drumul la această cercetare, mulțumim și noi postului de radio RFI, inițiativei. Dorința noastră este clară, unanimă, și cred că va trebui să o concretizăm și prin alte măsuri. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc, domnule primar, și pentru găzduire și pentru participare, și mulțumesc
tuturor celor care au fost prezenți. Sper că fiecare a reușit până la urmă să spună măcar o parte din gândurile care l-au adus aici. Și îmi pare bine că ieșim până la urmă din această discuție cu această idee a creării unui grup de lucru. Iată că s-a lansat și ideea ca studiile tehnice să poată fi, să se, măcar să se studieze această idee, ca studiile tehnice să fie finanțate din resurse locale și, iată, Moldova se mișcă și ăsta e un lucru bun și ne bucurăm că noi, Refiu, am contribuit cumva la acest lucru. Îi mulțumesc și eu colegilor de la București, Ovidiu, și colegilor de la RFI. E foarte bine. Vom încerca să mai facem astfel de discuții și ca să evităm, inclusiv să avem niște prezențe mai, cu, totuși, cu greutate dintr-o zonă mai greu accesibilă, poate vom încerca să facem, n-am reușit astăzi, să mergem pe niște intervenții video, că nu e musai să fie importante, ca să lămurim niște lucruri. Bine, haideți că trebuie să punem... Încă o dată avem posibilitatea să socializăm cu folos. Da, Pavel. N-am apucat să spun nimic, că oricum n-am... Îmi cer scuze celor care n-au... Da. Nu, vreau să zic doar atât, că constat că A8 a devenit eu aș spune așa sloganul, un ocean de vorbe și un deșert de fapte. De vreo 15 ani se discută despre asta. Nici măcar în această dezbatere nu s-a ajuns la nicio concluzie. Ați vorbit 2-3 participanți despre un grup de lucru, plecăm toți și uităm tot ce s-a discutat aici. Asta se întâmplă de ani de zile. După vreo nici nu contează, fără să fac referire la niciun politician de aici, nici nu contează politicienii măcar. În chestiunea autostrăzii nu contează politicienii. Îi putem schimba valuri după valuri și ei vor avea aceeași logică de funcționare. Autostrada A8 este bine să vorbesc despre ea, să mă laud cu ea, dar să nu mișc nimic pentru că nu mi-aduce voturi. Punct. Că există un deputat sau altul care se străduie mai mult, e adevărat, sunt excepții. Nu, politicienii din Moldova nu se vor uni până nu vor fi și în celelalte județe, și în Iași, sper, din ce în ce mai puternic, asociații care să ia problema și să-i oblige pur și simplu. Pentru că eu am o vorbă. Politicienii nu fac nimic decât de frică. Punct. Pavel, e foarte bine, mai convinge. Tu munca Pavel, de nu, convingere domnul, susținută nu, în partea nu, informală. E jenant să vorbești de 15 ani despre autostradă în prezența Senat, politicienilor care... Domnul senator, ideea este... Domnul senator, nu ați fi discutat despre asta aici dacă nu exista presiunea publică. N-ați fi avut deja nicio... am discutat la nivel politic, nu, de cel puțin o lună am discutat. Haideți să trecem la discuții informale. Deci, nicio concluzie. Mulțumesc tuturor pentru participare.